o strajnică gură de cafea să meargă treaba. Suntem pe 103 cu în vastele studiului Radio 7. Silviu Munteanu și prietenii săi începe chiar acum, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în studio scriitorul Vasile Ernu. Bine ai venit! Mersi pentru invitație! Odată trebuie să spun că atunci când a fost ziua ta Ți-am scris un la mulți ani pe Facebook și mi-ai că cam o lună mai târziu dacă nu ne omoară ăștia sau ceva de genul. Doi la mână, văd că tot e plin prin țară. Ce mai e prin țară? Da, cred că am văzut târziu pentru că au fost mii de... Știu, și știu, știu, și știu, e știu, foarte la greu fel. să dai la toți și vezi pe parcurs. Când, când cauți prieteni, vrei să mai vorbești și zici, auleu, mi-a zis la mulți ani acum două luni. Și zic, măcar mulțumesc. E foame mare de pe viu de întâlniri, de oamenii vor cumva după o lungă, lungă ședere prin casă, vor să se mai vadă, să se mai audă nu doar prin, prin intermediat de diverse gadgeturi, diverse rețele și am simțit lucrul ăsta, hai să ne întâlnim pe o terasă, hai să facem o întâlnire, o discuție și mai departe, chiar la ea și am fost acum cât o săptămână am avut patru întâlniri în trei zile cu elevi, cu studenți, cu prieteni în care am discutat. Cu ocazia asta mi-am și prezentat cartea, că na, a apărut, trebuie să o, să o și prezint publicului. Și a fost o, o experiență. Am mai ieșit și în perioada pandemiei, dar cumva mai precaut și în cercuri strânse. Acum a fost în cu deschidere mare, adică am avut și întâlnire de 80 de persoane, dar în spații reglementate, că așa spune regula. Și, într-adevăr, am simțit că oamenii vor să se întâlnească din nou, ceea ce zicem noi că revenim încet, încet la o formă de viață normală, ce mai fi însemnând acest normal. Știi ce sunt eu foarte curios? Tu, practic, în cartea pe care o promovezi acum, Sălbaticii copii dingo, vorbești, practic, de adolescența ta, da. Cum a fost vibe elevilor cu care te-ai întâlnit? Da, pentru mine a fost subiectul ăsta. destul de interesant pentru că prima mea încercare de a povesti despre adolescență a fost mai degrabă motivată de întrebarea băi, noi nu mai înțelegem ce se întâmplă cu adolescenții de astăzi. Noi suntem la la vârsta în care majoritatea avem adolescenți, copii adolescenți. Adică Corect. Cei care ne am făcut adolescența la sfârșit de comunism, acum avem copii adolescenți. Nu știi niciodată ce și cum să faci, pentru că nu există o știință exactă dacă Ab ai proceda bine sau absolut. nu. Absolut. E, e, e o perioadă, și, e, adolescența e în general e o perioadă care, pe care eu o consider că este neinstituționalizată. Adică avem copilăria care e un soi de epocă de aur, raiul. Pentru că acolo sunt părinții, toată lumea are grijă de tine, ți se dă garanții, protecție și așa mai departe. Toată lumea are grijă ca lucrurile să meargă bine. Indiferent că trăiești mai greu sau mai... Copilăria uh -huh. e cumva protecție, e siguranță. Pe urmă vine iadul, maturitatea, cu responsabilități, cu munci, cu probleme și mai departe. E perioada asta de uh, adolescență care e un soi de anarho... Emoțiile încep să o ia razna, Ormonii, corpul crește, da? Da, da, hormonii... Da. Niște le, forțe pe care nu le înțelegem ce. Uh, da. Nu vor să accepte copiii înționalizări. Sunt e singura perioadă în care ești foarte liber, destul de convins în că lumea îți aparține, îi dai drumul dai drumul la toate lucrurile. Părinții se tem, statul se teme, nimeni nu știe cum să se, se ocupe de această perioadă, destul de dificilă și complicată. Și atunci am zis uh, bun, vorba aia. Decât să... Asta mai bine vă povestesc. Adică ce știu eu cât de cât mă pricep este să încerc să povestesc uh, niște lucruri. Și atunci am zis hai să povestesc cumva, să încerc să înțeleg ce s-a întâmplat cu noi în acea perioadă, cum ne-am trăit noi adolescența. Poate așa ne ajută și pe noi să înțelegem puțin mai bine ce se întâmplă cu adolescenții de astăzi și să îi și pe ei cumva să ne înțeleagă, pentru că e o ruptură, noi nu înțelegem, nu putem, ei nu prea percep ce cu viața noastră, de unde vin acești boomeri cu tot soiul de obsesii, depresii, neînțelege și mai departe, pentru că aici fac o mică paranteză care mi, mi se pare foarte importantă și interesantă, e că de, obicei sunt, sau mă rog, de multe ori, o mulțime de probleme pe care le au ei, sunt de fapt problemele noastre a părinților nerezolvate, bombițele alea lăsate pe supreș, și după generații își fac efectul și de multe ori noi le reproșăm niște lucruri pe care n-am putut să le rezolvăm în timp și ele cumva dau niște fenomene strani. Și atunci cumva a fost, de aici a fost și încercarea mea, zic, hai să povestim cum a fost, măi, cum a fost în perioada aia, ce, cu ce ne confruntam noi, care erau eroii noștri, care erau obsesiile noastre, care erau formele de organizare, ce muzici, pentru că e foarte important aici când vorbim și despre noi și despre ei, Că întotdeauna în capul meu a fost acest tandem, știi, gândindu-mă la cei care acum sunt în zona adolescenței. Cred că un tip de dinamică este că ei fac gășculițe pe zone de interes. sunt destul de și diferiți. Ne la fel. Da, și noi la fel, numai că noi e, sistemul cumva ne punea să fim într-o formulă mult mai unitară. Ei sunt mult mai sparți, dar, mă rog, ceea ce e, observe că, scriind aceste lucruri, îmi dau seama că, ca să înțelegi foarte bine... Foarte important să cauți un soi de uh, patternuri, de elemente cheie a ceea ce modele timpului, ce ne pasiona, uh -huh. ce ascultam. E foarte important și acum, dacă vrem să înțelegem pe ăștia mai tineri, trebuie să întrebăm bă, dar voi ce ascultați. Știu unde era îngrijorarea mea apropo de acest subiect. Eu cumva am prins toată generația asta MTV care a venit la pachet cu granjul. Toate trupele alea reprezentante ale fenomenului Grunge, băi, toți vocaliștii s-au sinucis cu excepția lui Eddie Vedder de la Pearl Jam, restul s-au sinucis. Kurt Cobain, băiatul ăla de la Alice in Da, dar ăștia sunt deja arhaica. Da, știi, dar mi s-a părut puțin <coughs> îngrijorător. Zic, stai mă, că eu cu ăștia am crescut. Da. Da, a fost o generație destul de dură și frag... după, pentru că ce s-a întâmplat după 90 e puțin altceva. Este subiectul următoarei mele cărți, uh -huh. pentru că pe mine mă interesează ce se întâmplă în perioada adolescenței cu acești copii dingo, dar după aia mă ori interesează, bă, de ce s-a întâmplat cu ei după 90, că după 90 a venit e altă poveste, da? altă poveste și o perioadă pe care noi am trăit-o în mare high într-o deschidere totală, cu speranțe nebune, dacă ți-aduce aminte anii 90, credeam că eram ca niște miguri din cu motoarele la maximum și credeam că vom decola și pe urmă ne-am fript în multe, multe lucruri, dar acolo vine o altă epocă care ne-a spart rău de tot, cu ficații și o generație cu multe reni. Suntem o generație cu multe reni, puțin cinică, depresivă, pentru că cumva am pierdut mult. Dar e o poveste mai lungă. Revenind la povestea cu adolescenții, e foarte interesant să, de exemplu, pe mine m-a pasionat foarte mult, a trebuit să recaut, să mă redocumentez, pentru că memoria e o chestie parșivă. Tricky, da? Și amintește numai anumite lucruri. De exemplu, dau, eu tot dau exemple că mi-e ușor de înțeles. Țin minte că odată am fost arestat prin 88 89 și cu mai mulți prieteni. Și eu am zis, hai să povestim fiecare ce-și aduce aminte, ca să cumva să-mi fac o imagine mai complexă, pentru că una aici mi-amintesc eu și alta ce-și amintesc ceilalți. Și mă rog, după 30 ceva de ani, ne punem amintirile cap la cap. Și mi-am dat seama la un moment dat, povestind eu povestim varianta mea, ei povestind variantele lor, că nu sunt niște ghepori. Sunt lucruri care ne amintim foarte diferit, anumite lucruri. Nu, să zice, nu fundamental diferit, dar unii își rețin rețin anumite a, a, detalii. detalii pe care tu nici nu ți le amintești. Și asta e foarte interesant, pentru că memoria e o chestiune foarte complicată, e subiectivă. Ea cumva are un pattern comun, să zicem, anumite lucruri e greu să le scoți din acea epocă, din acea perioadă, însă memoria e selectivă. Plus că intervin cu vârsta, intervin tot soi de amintiri care sunt legate cu culmea atât de evenimente, cât de materii. Sunete, îți amintești mirosuri, Sun, da? Mirosuri, îi zice, îi zice memoria afectivă. Așa. Mm -hmm. Eu sunt legat foarte puternic de aceste mm -hmm. elemente, sunet mirosuri foarte puternic, cu anumit tip de materie, lucruri. Mm -hmm. Ești kinetic uh, și da. uh, Și îmi dau seama că uh, evenimente chiar încep să le uit mai repede decât... Și deodată câteodată când mergi prin oraș, pac, te lovești un mic miros uh, de anii 88-87. Spui, aia e de acolo, cu toate că mirosul e de aici. Știi? Dar memoria ta începe să-și păi dea și drumul mai. și începi să-ți amintești lucruri pe care le uitasei. Astea sunt lucruri foarte importante cu vârsta și atunci eu încerc să refac cumva această memorie a lucrurilor, cum arătam, cum ne de îmbrăcam. E destul de ce... complicat să traduci în scris toată această uh, memorie afectivă. Da, dar asta fiind memorie, asta fiind meseria mea, încerc cumva să refac toată... și acum venind la întrebarea ta cum am simțit, pe mine m-a surprins foarte mult, de exemplu, cele mai multe cronici care le-am avut la carte, vin de la copii mă rog, nu mai sunt chiar copii, dar între 25-27 de ani, care sunt totuși tineri, adică n-au -au experiența noastră, uh -huh. n-au de unde, poate o au prin părinți, indirect. Dar au primit-o foarte bine, adică ei regăsesc o mulțime de lucruri interesante și atractive și îi pune pe gânduri, adică încearcă să înțeleagă, wow, ce au trăit ai noștri, cum au trăit, ia să vedem ce ascultau și li se pare destul de interesant, ceea ce mi se pare un punct bun de pornire de discuție. Adică cum vedeți voi lucrurile astea. La ea copiii au fost foarte, foarte deschiși și citiseră cartea, ceea ce m-a mirat, pentru că aveau probabil profesori de literatură buni, le-au dat cartea, să cu tema făcută, citiseră cu întrebări multe, da, e acum, da, ce ascultați, da, cum e cu vinilul, da, cum e cu... Îți dai seama că cu telefoanele, de exemplu, povestește-le cum te întâlneai fără telefon mobil. Zic, stai Am că... râs la un filmuleț pe net, erau doi adolescenți care încercau să folosesc cu un telefon fix. N-au reușit. Da, am fost acum un an, doi, în, la, la uh, mama mea, unde este undeva la țară, în sudul Basarabiei, când s-a mutat de la oraș și vrea să stea la țară la bătrânețea ei. Și l-am luat pe Stamicu micu, care atunci era clasa întâi sau ceva de genul ăsta. Și am de deci șapte ani, până în jur de șapte ani. Și l-am dus și el, fiind generația doar telefon și nici măcar telefon cu butoane, ci touching-ul ăsta pe ecran, și acolo telefonul clasic cu roată, cum îi ziceți voi? Disc. Cu roată, cu disc. Așa. Și îi spun, ce e asta? Ce e asta? Zice să uite la atent. E telefon de duce. Foarte bine, corect. Uh, cum procedăm? Ridică receptorul, a dedus foarte repede pentru că el cumva te impune să ți înțelegi logica și zice probabil cifrele astea e legat de, 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 de număr. Corect, logic. Te rog, sună pe nu mai că da. Ei Aici s-a blocat, pentru că nu mai este experiența de învârtit pe acolo. Trebuie să învârți până la capăt, da. nu doar să apăși, știi. Și aici, într-adevăr, așa cum, de exemplu, observat la generația mult mai în vârstă decât noi, care noi deja am învățat, uh, pentru noi este telefonul s-a cuplat de mână, dar tot ca un corp străin. Dar uh, deja a devenit partea noastră, adică cumva ca un implant. Nu, nu eram cyborgi. Da, nu eram cyborgi, că aștept, pentru noi e un implant. Mm -hmm. Pe păi când pentru părinții noștri care acum au 70-80 de ani, să zicem, foarte în vârstă, telefonul mobil rămâne în continuare ceva foarte haide. E foarte complicat Va. să învăț pe maica mea să-mi dea un semnal. Și eu am observat, de exemplu, pe maica mea ori de câte ori îi dau telefonul fix, mobil să vorbească, ea se oprește. E niciodată nu merge de... Cu toate că mergem, ne oprim ca să vorbească din cauza că logica ei e legată... Telefonul fix înseamnă telefon static. Telefonul în general e static, uh -huh. nu se mișcă uh -huh. da, în logica normală e. și ei au logica lor, adică ei așa au trăit uh, 50-60 de ani și acum brusc trebuie să te poți să te miști, să faci ce vrei. Și sunt uh, tot soi de logici care schimbă comportamente, schimbă felul de a înțelege, de exemplu, formele de întâlnire. Uh, încearcă acum să ieși în oraș fără un telefon și nu mai ai nicio întâlnire, nu mai știi unde să ajungi, nu mai știi... Uh, pentru că felul de acum de a, de a comunica și de a-ți da întâlniri ține de capacitatea tehnică de a te găsi oriunde și oricum. Imaginează-ți că cu 15 ani era relativ de neconceput să poți să dai un mesaj, iar cineva de pe cealaltă parte a planetei să-l primească în secunda 2 să-i să vibreze telefonul în buzunar. Absolut. Trăim în viitor. Da, da, da. S-au schimbat foarte multe lucruri și asta, de exemplu, un alt element care pe mine m-a interesat foarte mult, e un anumit tip de sensibilitate. Adică, e clar că noi veneam de pe o formă de organizare social, politică, economică și mai departe, industrială unde forma de organizare ne crea un anumit tip de sensibilitate. Pe când toată această nouă tehnologie, nouă formă de comunicare, de organizare și mai departe, le schimbă și sensibilitățile. Sunt alt tip, e altă formă de sensibilitate. Îi singurează, individualizează mai mult? Oh, sunt multe probleme acolo. E clar că sunt probleme legate de această însingurare. De... Tu îți dai seama că e un dispozitiv care conține foarte multe informații despre tine inclusiv emoții, inclusiv cardul bancar, absolut. Uh, trase, tot ce vrei. Se foarte discută enorm de mult acum despre toate schimbările astea pe care le produce tehnologia și noua formă de organizare și socială și economică. Pentru că noi și economic gândeam foarte diferit. Uh, și asta schimbă și lucrurile astea trebuie înțelese. Dar uh, e foarte important ca, uh, în primul rând, să existe. Pentru mine e foarte important în carte să mi fac un soi de reflexie asupra noastră ce s-a întâmplat cu noi atunci și cumva să văd în perspectiva ceea ce se schimbă astăzi, ce se întâmplă astăzi, cum ne modificăm, cum se, și noi ne modificăm, ne-am schimbat mult, chiar dacă noi avem, să zicem, capacitatea de a înțelege și anumite elemente din trecut, care ne ajută. Uh -huh, nu, nu? Uh, cumva ne și încetinește, că na, așa e bagajul, știi, că ca un bagaj îl porți cu tine. Lasă că unele chestii vechi sunt mai sănătoase. Uh, da, adică e, e, suntem un soi de mult multidisciplinar pentru că știm de exemplu, eu dădeam exemplu cu tehnica, deci noi am prins multe forme de reproducere muzicală mm -hmm. adică am prins vinilul am prins alea pe bobină, cum le numesc voi Benzi, Benz. casete scuze, eu multe da, tehnologii da, da, avem... din cauza că am învățat în rusă mi-au rămas Mie uh, uh, bobine, da, uh, 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 pe urmă am prins caseta mm -hmm. Așa. am prins și cam așa. Așa, urmă am, am prins, mai, prins uh, si, uh, CD-ul, uh, CD uh, am prins, am ajuns până la a nu mai avea nevoie de niciun suport, că ele sunt undeva în, 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 într-o rețea. Fun fact, uh, în anii, până în anii 90, până să intre pe ul pe piață, schimbul ăsta de, de muzici. A creat niște comunități destul de interesante. Pentru că ă, asta, asta încerc să, să arăt, de exemplu, cum ne, eu le numeam o soi de triburi, cum aceste mici uh -huh. triburi ale noastre de oraș erau foarte uh, legate de anumit tip de consum, uh, muzică, carte, și la muzică era iarăși împărțiți în vreo uh -huh. 15 triburi mai astea pe care le știu eu, pentru că încerc să lucrez cu ceea ce am avut contact direct. Și le explic tribul, că îi vedeai de la o poștă, care erau maxați pe roc, rock roc de care, că trebuia să știi și îi vedeai da, dacă sunt metal... Erau uniform al Uniforma de metal. De metal da. Dacă erau punker, erau punker. Dacă erau mai uh, indie, erau... Adică erau și ei. Plus că noi mai avem varianta rusă de vreo trei feluri, pentru că aveam uh, rocul sovietic, să-i zicem. Și acolo erau pe vreo trei categorii, patru, că știai care-s cu Kino, care-s cu Nautilius, care-s după, după înfățișare. De pe sau streșmetă. Da, nu? da, da, au fost uh, și... Uh, uh, era foarte important, de exemplu, uh, accesul la viniluri. Care vinilul era o chestiune și delicată, și scumpă, și pentru noi, și uh, greu accesibilă, și atunci și circuitul ăsta crea anumite relații. De exemplu, o mulțime de lucruri trebuia să le facem în grup, pentru că avea unul, nu aveai acces la acum la o rețea unde pe să stai singur. Nu, nu, nu prea. Exista, exista foarte puțin uh, tip de consum, foarte puțin timp de consum uh, în singurat. Uhum. Adică era un consum de gașcă, de grup. Știu, se strângeau la ascultare de Da, de vinil. pentru că na, na, nu avea, în primul rând tehnic, nu aveai astfel de posibilități și atunci avea unul cel mai bun, să zicem, pick-up, cu sonor mai bun, pentru că pe urmă când am trecut pe casetofoanele alea mici, de cu mici care le ascultam, care erau de calitate destul de proastă, dar pentru noi în generația nu însemnă, e important să fie sunetul, știi? Dar după ce am început să vedem tehn tehnologia japoneză, de exemplu, început să unii din prietenii de noștri să aibă, wow, dar sunetul e cu totul altul. Mai să știi că erau și niște scule rusești care ajunseseră da, prin da, da, București care erau foarte serioase din punct de vedere. Absolut, adică sunetul. început să, să existe această diversitate și atunci evident că acest, această mișcare de trib se ducea spre Persoana care avea cea mai bună, cele mai bune scule. Nu mai zic că n-a apărut video, care deja e. că și cu asta mă ocup, pentru că spre sfârșit de adolescență imaginea am început iarăși să bată muzica. Cu toate că noi suntem generația în care ne-am formatat, în primul rând, muzical. Pentru și noi că sunetul că a fost foarte important. Se spune că filmele pe video, cel puțin ale care intrau în România, plus serialul Dallas, Așa. astea sunt ăștia sunt principalii bolovan care au distrus comunismul. Absolut. A, asta încerc și eu să arăt cumva, de exemplu, în anii spre 88, noi, noi am avut o mare, mai mare față de România pentru că adolescența am prins-o în Asta contează foarte Trebuie mult. Trebuie să vorbim puțin despre asta. Da, continuu. care, ce se întâmplă? Pe de o parte, noi ne transformăm, suntem adolescenți, o ia razna toate emoțiile, sentimentele, corpul, nu mai știm ce cu el știi cum e în adolescență, paralel, se dizolvă statul. Adică o ia razna statul, instituțiile, se dizolvă imperiul, apar noi mode. Se duce o lume, la vale. Se duce o lume total la vale. Și atunci noi trebuie să ne împăcăm între cele două lumi foarte complicată, apar noi eroi, nouă, nou, noi idoli. Și atunci, de exemplu, apare pentru prima dată un proces foarte interesant, care pe noi ne-a aici se vede ceea ce spui tu, au început schimb de elevi. Pentru că a fost deschiderea perestroica, nu ca în România foarte închis în anii, sfârșit de anii 80, a fost nebunia lui Ceaușescu, dictatura al Ceaușescu, la noi a fost perestroica deschidere. Și atunci au început ca să vedem cum arată americanii și americanii să vadă cum arătăm noi. Și să vedem că suntem normali noi și noi și ei, suntem copii destul de educați, avem cam aceleași obsesii, adolescenții peste tot. Evident că ei când au venit la noi, au făcut schimb de studenți. De o parte a fost noi la ei și ei la noi. Și când au venit la noi, pe noi ce ne-a fascinat? Evident, hainele. Adică blug și eu tot râd, zic, băi, noi pentru un blug eram în stare... Cred că mai era și un tip de atitudine, că știau să-și poarte... Da, era și asta, dar noi nu aveam, în primul rând, faptul că nu aveam. Adică pentru o haină de blug, o camașă de blug, nu mai zic, asta era deja SF, adică era... Nu știu, acum e greu să te mai minuneze ceva ce nu ai, pentru că doar ma o mașină foarte scumpă, dar asta nu mai e deja... Eu mi-aduc foarte bine aminte undeva în anii 80 când am fost cu taică meu într-o într-un bar în Obor unde s-a întâlnit cu doi negri ca să-și cumpere o pereche de ginci rifle. Mm. Și am fost foarte mândru de ta, că mi s-a părut așa o chestie de underground. Da, și atunci se vedea foarte clar că uh, acea muzică, acel film, pentru că atunci la noi s-a dat drumul la videosaloane, ce se chemau, era un soi de cameră de apartament cu un televizor și cu un video. Și din două în două ore se dădea clasicile filme cu bătăi, uh, Jack Norris și toate filmele de groază, filme SF-urile și așa mai departe. Și aia clar că ne-a rupt, în sensul că brusc valorile noastre, eu întotdeauna, chiar și în carte, povestesc cum brusc noi am devenit mult mai americani decât chiar americanii. Adică noi pentru acele valori eram în stare să facem orice. Evident că cu timpul lucrurile s-au sedimentat, am început să gândim altfel, dar atunci, în acele momente, au avut loc niște rupturi imense. Adică această lume nouă materială, acești noi idoli. Pop-occidentali, care au fost foarte puternici, care ne-au fascinat, mm. au fost pentru noi fascinați. Niște zei! Niște zei. Noi și zei, atunci, da. regimul nostru s-a dizolvat sub muzica aceasta. Sub... Evident că muzica, de exemplu, noi țineam foarte mult și la muzica rock sovietică, care culmea era antisistem. Adică era uh, uh, foarte. Uh, um, era împotriva sistemului, era pentru un soi de deschidere imensă. Și eu întotdeauna spun, da, mu uh, regimul comunist s-a dizolvat sub aceste noi. Forme de muzicale, sonore, vizuale, materiale, la care noi, pe care ne-au fascinat și ne-au schimbat radical. Adică, nu cred că mai poate ceva să putea să, să steam în fața acestor noi forme de, de materii, care în, în acea perioadă au avut o funcție foarte importantă. Sunt abonat la un uh, canal pe Facebook, pe Instagram, uh, Soviet Visual se mm -hmm. numește. Uh, și, mă rog, apar tot soiul de chestii de propagandă de la acea vreme și așa mai departe și mă mai uit și la comenturi. Mm -hmm. Fix de perioada asta de care spui tu, spunea cineva acolo, era o poză cu Brejnev și spunea ăsta a fost într-adevăr un mare patriot nu ca trădătorul de Gurbaciov. Da. Uh, există, este asta un curent în Rusia? Există un curent, uh, există un curent uh, destul de mare care ține de contrareacția la anii 90. Pentru că anii 90 a fost un, o, un puternic, un fenomen care a dizolvat statul, instituțiile statului și a venit inflația, pierderea joburilor, siguranțe și mai departe. Anii 90 în este au fost de o violență dură. Adică imaginează-ți că asta a fost și în România. Uh -huh. când, când brusc părinții noștri la 50 de ani, la vârsta în care nu-ți prea mai schimbi meseria, care a muncit 30 de ani în, A fost un șef de șantier Sau un șef pe, la, pe o platformă industrială Da, au rămas fără joburi Și busca au rămas fără joburi Și asta e vorba de milioane de oameni Care au rămas fără joburi Și au fost pus în, în situația de a subzista Care psihic a fost foarte greu Adică au suferit foarte mult Tocmai prin Sunt o mulțime de fenomene Adică faptul că tu nu mai poți Să aduci pâinea copilor tăi Și trebuie să faci niște munci Care puțin te umilesc de pe poziția da, diverse poate poziții, fi traumatizat. Foarte, foarte traumatizat de asta și bărbații mulți au căzut pradă alcoolului și mai departe. Bine, nu e o justificare, dar nu, nu putem să trecem cu vederea și spunem că a fost... Evident, noi ca... Da, că noi fiind tineri, de e complicat. Noi, când, noi fiind tineri, evident că am trăit asta ca un hai, așa noi, noi eram foarte fericiți, veneau mărfurile, vedeam, dar în același timp exista și o tragedie a unor oameni care nu găseau altă soluții. Și cumva, Acum, epoca brejnevistă, care se chema epoca stagnării, dar era epoca stabilității. Adică a fost o epocă foarte stabilă. Cumva îți dai seama că pentru mulți dintre acești cetățeni, stabilitatea înseamnă mult. Adică faptul că pentru un om simplu ce înseamnă viața fericită? Să iasă dimineață de acasă, să știi că merge la un serviciu decent, unde își câștigă pâinea și la 4-5 se întoarce înapoi acasă, Aduce până la copii și stă copii. Are timp. Această stabilitate contează mm -hmm. foarte mult. Normal. Ei, toate aceste lucruri care au durat 30 de ani nu s-au schimbat. Au fost, evident, cu multe probleme, pentru că niciun regim nu este perfect. Trăim și în asta care, pentru care ne-am zbătut atâta, avem o mulțime de critici să aducem, adică, pentru că regimurile nu sunt. vin cu orice regim, vine, vine cu problemele lui la pachet. Și atunci, mulți încearcă, mulți sunt se revindică, dar mai degrabă într-un soi de nevoia unei stabilități. A unei siguranțe, pentru că toți vrem o stabilitate, telescă, care s-a pierdut, și, care asta a -a fost, pierdut uh -huh. și asta cumva nu ne neapărat că vrem. Eu mă îndoiesc că există o masă critică care să vrea. În România, sigur, nu există, adică e o minoritate total nesemnificativă, dar anumite lucruri nu pot să, de exemplu, nu pot să nu le apreciez, cum este accesul la școală, la educație, la sănătate, munca stabilă și mai departe. Că știm ce înseamnă uh, precaritate și faptul că de la zi la altă, mai ales dacă ai și un promul bancar, ce înseamnă, wow, dar dacă îmi pierd jobul, E un stres imens, adică generația noastră știe ce înseamnă stresul ăsta, presiunea asta imensă pe, pe tine. Știu și te-am auzit vorbind despre sistemul ăsta bancar, te-am mai auzit mm -hmm. vorbind uh, și cumva dând cu el de pământ și am făcut o legătură cu o chestie pe care o știu despre tine și anume că tu cunoști foarte bine Biblia. Da. Uh, și te declar socialist. Mai degrabă un soi de social-democrat, ca să, că lumea nu înțelege foarte bine la noi. Socialist înțelege, a, ca în comunism, nu. Adică sunt un democrat pur sânge, uh -huh. adică nu cred în, cred într o în democrație, în democrație în care avem uh, drepturile politice garantate, libertatea uh, expresă și mai departe. În același timp eu susțin că drepturile politice, dacă nu sunt suplinite de drepturi sociale și economice, ele fac foarte puțin. Adică dacă tu nu mai ai acces la muncă, dacă tu nu mai ai acces la educație, dacă tu nu mai ai acces la sănătate, faptul că poți să zici ce vrei înseamnă foarte puțin, pentru că nu mai are putere. În momentul în care tu ești suplinit, această lucru este suplinit de educație, accesul la educație, universală și gratuită, evident, acces la sănătate publică, pentru că toți vrem să fim sănătoși și toți vrem să avem acces direct la acest lucru și la un job decent asta ne dă și puterea în care vorbele noastre contează în sensul ăsta eu sunt pentru suplinirea, nu doar, nu doar drepturi politice ci și drepturi sociale și economice adică vreau cum se spune un soi de social-democrație europeană în care lumea să aibă acces la aceste lucruri Eu sunt de acord cu tine, întrebarea mea era următoarea și anume există o pildă a lui Sus? Uh, care, pe care eu am găsit-o foarte capitalistă uh -huh. și foarte antisindicalistă, dacă vrei. Okay. Uh, vin uh, un, unii oameni la muncă dimineața și sunt plătiți cu un ban. Mai vin unii după amiaza care muncesc mai puține ore și sunt plătiți tot cu același ban. Iar cei de dimineață, care au venit de dimineață și au muncit practic toată ziua, au fost foarte nemulțumiți că au fost plătiți la fel cu cei care au muncit mult mai puțin. Iar pilda lui Isus era să nu te intereseze. Da. Uh, întrebarea mea este unde Dumnezeu găsești, uh, că sunt convins că există, uh, principii ale sociodemocrației în, uh, mm. în, în Biblie. Uh. Căci noi, așa cum zicea uh, Remeș cu stânga nici cruce nu poți să-ți faci. Da. Uh, bun. În primul rând, uh, trebuie să clarific situația mea și tradiția mea din care vin. Pe de parte, eu vin, am scris o carte care se cheamă Sectanții, vin dintr-o comunitate care a trăit o experiență de viață asemănător unei, unui chibuț, adică unui, unei comunități destul de închise, sustrase statului, care noi aveam voie să mergem, să avem treabă cu statul, în sensul în care să ne facem școala, dar mai departe nu aveam treabă cu partidul, cu regimul și mai departe, decât minimal. Uh, comunitatea noastră se autogestiona foarte bine, social, economic și mai departe. Unul dintre principiile fundamentale era o soi de practică de redistribuție și de întreajutorare. Adică funcționa foarte bine, comunitatea trebuie să se ajute, să-și distribuie educația, să, -și, să facă ajutor reciproc pentru cei care au mai puțin și mai departe. Bun, asta pe mine mi-a arătat că se poate rezista mult mai bine. Adică așa sunt educat că cel care este în necaz trebuie ajutat. Cel care are mai puțin trebuie să împarți cu el și ceea ce ai. Evident că și aici este o marjă de cât poți și așa mai departe. Dacă ai una, două, una trebuie să o dai, zice la, la Evanghelii. Dacă ne uităm atent, și practic educa am o educație religioasă foarte puternică. Adică sunt chiar că prim, în primele mele cărți nu s-a observat asta, tot m a luat ca socialistule. Când am ieșit cu sectanții, lumea a zis, wow, dar asta le are cu teologia. Știu foarte bine zona asta, cunosc Am bine, am terminat filozofie, dar mă pricep destul, pricep destul de bine teologie biblică. Pentru că am crescut de la trei ani cu. Plus că asta. sunt niște lucruri acolo care se pot explica atât. Matematic de bine. Așa. Și eu sunt un cunoscător destul de bun al Evanghelilor, al, să zicem, mai, al Vechiului Testament, al Noului Testament. Sunt foarte familiar cu el, asta prin educație. După care, cu timpul, eu mi-am mi construit gândirea politică. De exemplu, eu la sfârșitul anilor 80 eram ultraliberal chiar aproape libertarian, pentru că eu credeam foarte mult în ideea de că capitalismul va veni și va rezolva absolut totul. Noi eram foarte naivi în sensul ăsta, dar eu sunt, eu sunt în general pe poziția în care cred că oamenii sunt liberi să-și aleagă valorile în care cred. Nu am nicio problemă dacă omul e conservator, liberal, social-democrat sau anarhist și mai departe. Pentru mine asta e o chestiune absolut normală, așa cum poți să crezi în să fii ortodox, pravoslavnic, catolic, protestant și mai departe. Bun. În acest sens, pentru mine, Evanghelia sună destul de socialist, sincer, cred. Chiar dacă mulți din, multe din pilde pot fi trase în toate direcțiile. Pentru că, nu, pildele sunt niște metafore destul de largi în care Primesc forme de interpretare destul de laxe, dar pe ansamblu, dacă citești, să zicem, acel credo creștin al predicii de pe munte, lucrurile sunt destul de clare al, pe principiul distribuției, non-acumulării, al, al, al economiei darului, al ceea ce spun. În esență, de fapt, le aducând mult mai simplu, ceea ce vreau eu este să înțelegem că economia nu este doar economia profitului. Adică există și economia profitului, dar a reduce relațiile economice doar la profit mi mi se pare o mare greșeală, pentru că eu cunosc foarte multe comunități și chiar ne învață evangheliile că poți trăi, poți face economie și altfel, prin dăruire, prin redistribuție, care pot avea o funcție pe termen mediu și lung destul de pozitivă, adică aduc comunitățile împreună, construiesc societăți mai puternice. Uh, pot avea efecte foarte benefice asupra societății. Nu doar, mie mi se pare principiul economic al doar al acumulării destul de primitiv, sincer să fiu. Mie mi se pare că principiul darului redistribuției este mult mai avansat. Asta înseamnă că am niște responsabilități ceva mai ridicate. Doar pentru mine este aproape animalic. Când zici că fac și pentru celălalt și împărțim împreună, ne ajutăm, sună cumva mai, mai complicat. Și cumva creștinismul în acest sens mi se pare mult mai social-democrat. Dar, iarăși, Asta este interpretarea mea, eu nu vreau, și în general recunosc că mie nu-mi nu place foarte mult să mă folosesc de aceste texte pentru a impune cuiva sau a impune punctul, impune punctul de vedere pentru că pentru mine contează dialogul ci uneori folosesc aceste lucruri când văd în jurul meu oameni care se consideră creștini de o agresivitate atât de mare, cu acumularea, cu capitalism agresiv și nu știu ce spun. Stai mă, mai, măcar păstrează minimile repere, măcar a creștinismului tău în care crezi. În sensul că folosesc mai degrabă ca un soi de gică contra chestiile astea, tocmai pentru a mai irita unii foarte convinși. Adică trebuie să mai avem și niște îndoieli. Apropo de principiul redistribuției în lockdown-ul vieții, am revăzut și cu ceva mai mare atenție confruntarea dintre Jordan Peterson mm -hmm. și, stai, cum îl cheamă, Slavoj Žižek. Uh, iar Slavoj Žižek a venit cu un banc extraordinar, cehoslovac. Spunea așa, a venit Dumnezeu la un țăran și i-a spus, uh, eu te ajut să construiești tot ce ai tu nevoie aici, cu condiția ca, după ce terminăm lucrarea, tu să-ți ajuți vecinul să facă dublu și țara a spus, da, mă gândesc, și s-a gândit și s-a gândit și a vorbit din nou cu Dumnezeu, te-ai hotărât, țara, ce facem aici? Da, domne, ia-mi Da. Iar o chestie care a fost foarte interesant subliniată în acea carte și care vreau să punem în contextul mm -hmm. cărții tale, în acea carte, în acea dezbatere și pe care vreau să punem în contextul cărții tale, este următorul lucru după ce Peterson a dat cu manifestul comunist de pământ mm -hmm. și i-a spus de ce nu funcționează și așa mai departe, l-a desfințat foarte articulat în opinia mea, a venit Žižek care nu l-a contrazis, dar a dat odată, ca exemplu, China mm -hmm. și a mai spus o chestie foarte interesantă care făcea referire fix la anii 80 în fosta Cehoslovacie. Și anume că populația, basically avea un soi de pact cu puterea și puterea cu populația. Noi trebuie să avem putere aici ca această situația, dar vouă nu vă prea merge liber. Și mai spunea Zizek, odată paradisul cehoslovacului era peste graniță, Germania de Est, greu de atins ca orice paradis, dar era relativ aproape, adică îl simțeai. Doi la mână, mi-a plăcut a acest sarcasm în care a spus exista 28-29 de zile pe lună, exista carne. În celelalte zile când lipsea, lipsea ca să-ți aduci aminte cât de bine o duci. <gântu -i> da. vorbei de perestroica și vorbei despre cum a funcționat ea în, în fostul RSS și în adolescența ta și în Republica Moldova. A existat acest tip de pact? Da, el a existat. Eu cumva încerc să analizez. Nu am văzut dezbatere, am citit doar analize la dezbatere, destul de multe, deci sunt familiar cu această dezbatere. A existat, eu încerc pentru a înțelege generația mea de sfârșit de. Noi suntem ultimii copii ai comunismului ultimii, suntem adolescenți practic după noi și a Imperiului după noi s-a început total altceva ne prinde căderea comunismului și cumva dizolvarea Imperiului Uniunii Sovietice spre 18 ani undeva acolo deja copii care înțelegem lumea cât de cât, dar încă suntem necopți, adică încă nu prindem ce se întâmplă și ca să înțeleg situația noastră de ce suntem, cum suntem, eu am făcut câteva pași în spate Hai să înțelegem ce s-a întâmplat în anii 60 și în anii 70. Povestesc cumva viața sau niște elemente din viața părinților noștri, generația 80 60, care eu o, o, o ador, mie mi îmi place foarte mult, care culmea seamănă foarte mult cea occidentală cu cea din Est, pentru că există în Est e dezghețul și în, 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 în Vest este această revoluție. A fost o deschidere și aici, mai ales după și, ce Da, da, da. Deci că adică noi coincidem cu cumva. Uh, și era o, o, o generație a speranței o generație foarte liberă și foarte uh, exaltată și foarte creativă. Era o generație foarte foarte a decolării o numesc eu, sputnic cumva. Adică în sensul că vreau să zboare, să-și ia zborul. O, tot spun asta. Asta Bit. se mai explică și prin faptul că se pare că după cele două războaie mondiale, jumătate din populația planetei avea sub 25 absolut, de ani. Absolut, absolut. Adică este legată evident cu speranța de după război, cu noua veselie, noua, o nouă formă de, de viață. Adică era prima generație care nu mai știa, nu mai văzuse de războiul. Se născuse după război societatea era într-o continuă dezvoltare foarte rapidă, chiar cea estică, nu trebuie să uităm asta. Pe urmă vine anii 70. 70 sunt foarte interesant pentru că e un soi de... se termină odată cu 68, are loc revoluția la Paris, în este are loc intervenția sovietică în Praga. Pe care-o să Ceaușescu. Absolut. Mm -hmm. Și are loc de o ruptură, o ruptură destul de mare. Și atunci revine, pleacă, se termină cu dezghețul și vine uh, uh, Brejnev cu înghețul, cu ceea ce se va chemna stagnarea. O perioadă lungă, durează vreo 20 de ani. Și acolo se începe o chestiune foarte interesantă, un soi de pact între inteligenția și elita uh, comunistă cu puterea. Adică este o generație destul de anii, 60, Este o generație destul de bine educată. Începe să guste din bunăstare, vrea apartamente, primește apartamente, joburi stabile, un venit rezonabil, încă nu începuse penuria din 80, adică să trăia decent pentru acele vremuri, ținem, ținem cont. Și atunci îi fac un pact foarte interesant. Au voie, ce, ce le spun doar la bucătărie, nu le spun afară, își fac treaba bine și regimul îi lasă în pace. Adică e un soi. Voi ne faceți că așa noi... Și trăim în pace așa. Noi ne naștem cumva pe această... Și e o generație foarte melancolică. Incredibil de melancolică. Da, interesant asta. Dacă asculți tot popul sovietic și chiar și românesc când este, băi, e cu aceea melancolie, dulce melodie, e totul e... și cam inocent. Așa, și inocent. E un joc din asta de... care Melancolie e o marca burghezie. Cred că e scrisă de Vadim Tudor, versurile să Nu, lui al lui Grigori ăsta. Ah, ok. E, tot pe acolo. <laughs> <laughs> dar e așa o stare, pentru că eu așa am încep cartea. Cum mă nasc pe această... Timpul curgea greu, ca o borcan, ca mierea. Avea, avea răbdare cu omul. Așa. Deci, băi, una dintre obsesiile noastre era că nu știam ce să mai facem, nu se mai terminat ziua. Erau lungi zilele. Totul părea foarte încet să scurge. Această melodie, melodiile astea Discul ăsta uh, uh, pop uh, din anii este de, de o melancolie incredibilă și uh, părinții ne educă și așa, făcându-ne ce, ce vreau părinții cu noi. Uh, să faci o școală bună, să înveți, să ai carieră, stabil, tu vezi de treaba ta. Să fii murdar de, murdar de cerneală pe mâini și nu de pământ. Uh, uh, închidem ochii la putere. Nu spunea aia, nu te băga, nu așa. Pentru că ne, naște, ne, ne cresc în această non-combat cu puterea, noi trebuie să ne vedem de, car, de, de, de carieră, să facem o școală bună, să prindem un job bun, să luăm apartament în uh, București sau în orașele importante din România sau la noi în alte orașele și totul va fi liniște și bine. Adică era chestia asta destul de, uh, pactul asta era destul de clar tranșat. Noi venim pe această nebunie și culmea că aveam contrareacție. De exemplu, eu încerc să explic, pe, pe, pe noi ne, 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 ne caracterizează două lucruri foarte puternice. Pe de-o parte, ceea ce numim noi în limba rusă pofig, un soi de miserupism, adică indiferența totală. Deci noi refuzăm să participăm la visul părinților noștri. Simțim că acolo e ceva fals. Și uh, un soi de... Uh, de indiferență totală, adică noi nu mai vrem poziția noastră, deci noi vrem în subsoluri, noi nu vrem în cent, noi vrem în muzica aia să o ascultăm, să cântăm ceva mai, un soi de tristețe, foarte strane era tristețea noastră de anii 80, nu era depresie, era altceva. Și eu arăt cum noi ne naștem pe acest disconfort pentru că adolescenții simt că sunt mințiți. Adică noi nu știam să spunem Cred că ce. Am această imagine pe care o descrim filmul Leto. Așa, cumva A. e foarte bine, cumva noi coincidem, ca epocă exact despre asta vorbim și atunci, într-adevăr, sunt aceste elemente de... Noi nu eram, noi nu luptam cu regimul, dar îl boicotam. Adică, bă, noi nu suntem din filmul ăsta, noi suntem din alt film. Știi? Și asta culmea că asta deranja și mai mult, pentru că ei se gândeau, bă, ce facem cu ăștia? Cresc și am scăpat total de sub control, pentru că era un gest indirect politic. Adică el te vrea să te pună. Noi nici măcar, nici pe care uniforma nu o mai purteam. Adică... Cred că unul din motivele pentru care s-a dus Uniunea Sovietică în cap este că politica a urcat tot soiul de puși la male a... și pă, oamenii eficienți ușor-ușor s-au retras din sistem Cestea... și ăștia tineri au Cestea venit cu treaba asta politi... la uh, Statul nu ne mai oferea absolut nimic care pe noi să ne mulțumească. Undeva contractul s-a rupt mai ales că a apărut să -și problema Afganistanului pentru noi care a jucat exact a ce, ce... Aia, da. a a fost acolo rupt, ruperea contractului. Mm -hmm. uh, contractul a început să rupă cu uh, um, Cernobolul, dar s-a frânt total cu 86. Afganistanul, cu Afganistanul. Până a ieșit uh, pentru că uh, un, adică era un fake total, adică între noi și regim nu mai exista nicio legătură pur și simplu s-a rupt conexiunea. Da, oamenii s-au văzut păcăliți. Adică noi am încercat să ne trăim o viață total paralelă. De asta noi vreiam când te cunosc, când te imnul nostru era să spunea că uh, nu mai vrem să nu, nu vrem inginerii cosmonauti, nu ce, noi vrem să fim paznici de noapte și măturători de stradă. Știi? Să, uh, adică asta era, asta era cumva, uh, cumva visul nostru era total împotriva ceea ce să cucerim lumea, să facem o lume mai bună. Nu mai vrem, domnule, în visul vostru ne-am plictisit. Noi vrem în jos, noi vrem în subsol. De asta eu spun că părinții noștri încă respectau ritualurile. Noi? Nici ritualurile. Noi ne plițeam, noi ne trânteam pe asfalt. Noi vrem să stăm trântiți de asfalt, asta erau cântecele noastre, că stăm trântiți pe asfalt, în nămol, nu ne mai interesează visul vostru. Și asta cumva, pe acest fenomen, noi, noi începem să ne devenim uh, dingo. Pentru că dingo, asta este ideea. Ce, ce înseamnă un câine dingo? Un câine dingo este cel care se resălbăticește. Adică un câine ce este? Un animal care a fost cândva sălbatic și a devenit domestic. În Australia, fiindcă i-au rămas pe câmp, uh, s-au resălbăticit. Și a devenit... de dingo este, da. foarte, este mult mai puternică decât la câine și foarte aproape de, de, cea de lup. Da, și atunci noi începem să ne resălbăticim, adică cumva printr-o ruptură totală nu mai respectăm niciun ritual și mai departe și pe fonul ăsta apare perestroica, pe noi ne-a salvat perestroica, cumva ne-a scos din uh, brusc pământul care aveam impresia că s-a oprit, începe să miște. A, ah, s-a pornit. Și s-a pornit și a început să învârtească nebun până a căzut regimul și pe urma a ieșit de pe orbită. După 90 deja pământul a luat o razna. Timpul știi ce înseamnă timp după 90? Mai ales acum cu nou, nou, ritm de viață și mai departe. Timpul, acum când ne uităm în spate la cum curgea timpul atunci și cum curge acum, e puțin viteză, mai ales că cu noile medii și noile tehnologii ne-au nebunit cu timpul. Dar eu încerc să fac această genealogie, că tot ai pornit discuția, ca, ca, să înțeleg cum au funcționat niște lucruri. E foarte important să înțelegem pe baza a ce, așa cum e foarte important să înțelegem pe baza a ce se cresc noile generații, pentru că ei cresc pe baza frustrărilor noastre din anii 90 cu problemele noastre, adică în o țară se năruie, Uh, frustrări s-au adunat multe, vrem ca, a, ca acumulare, nu avem timp să ne ocupăm de copiii noștri pentru că trebuie să muncim cât de 10 ori ca să acumulăm și așa mai departe și pe problemele astea de frustrare apare o nouă generație. Și zici, ei ce vor? Păi ce vor? Ce ai făcut în 90 e ca și cu semănatul, știi? Ce ai semănat anul trecut ca să vezi ce, ce culegi? Mm -hmm. Cam asta e, e, la o generație că încep să culegi, noi începem încet încet să culegem acum roadele uh, anilor uh, 90-2000. Și ce o să culegem, o să vedem. Acum, așa cum noi suntem roadele cumva generației sfârșit de 60, început de 70. Noi... Cei care conduc acum lumea. Da. Mm -hmm. Care suntem o generație destul de interesantă, destul de bine pregătită. Adică noi în anii 70, s-a investit în noi mult. Adică s-a investit multă școală, multă educație, multă ordine, multă disciplină, nu știu ce, cu multe frustrări, evident. Pentru că este asta, pachet. Logic, cumva am luat înainte. Da, și am fost acum... Ce am semănat noi în anii 90-2000, o să vedem în câți ani, când când noi o să fim la bătrânețe și o să fac ăștia tineri, ia să vedem. Nu știu, poate o să fie mai buni, poate o să găsească soluții. Eu, adică eu nu sunt foarte pesimist, pentru că pesimismul pentru mine, adică pesimismul înseamnă puțin ce. e foarte greu de controlat. Eu sunt optimist în sensul că cred că se poate mai rău. Adică încă nu, nu suntem atât de rău încât să, 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 să fim pesimiști. Da. Secolul ăsta așa cum arată el arată un pic mai bine decât secolul 20. E limpede. E limpede e, în primul rând unul dintre lucrurile la care eu țin foarte mult și pot să merg la multe compromisuri este ideea de pace. Dar pacea în multiple forme, adică dacă, să nu fie război. Război o chestie, părinții mei l-au prins și bunicii și uh, cunosc... Da cum era, ei. decât o pace proastă, mai bine o război bun. <laughs> uh, război e o chestiune foarte violentă. E una dintre formele cele mai violente. Adică, important este să încercăm cu orice mijloace să ocolim sau să uh, îndepărtăm posibil posibilitatea unui război. Războiul e de trebuie să-l ocolim cu orice preț. Asta e clar. Mai sunt tot soi... Toate forme, diverse forme de războaie economice, sociale, care și astea sunt cu probleme multe. Plus că e foarte important să înțelegem riscurile sociale, sau economice, politice, care ne le aduce nou regim. Pentru că el vine la pachet cu multe. Dovadă că cedăm cu psihicul, ne apucă depresiile, depresiile încep să fie. Asta cred că vine și dintr-un soi de comoditate. Ele s... Cred că cel mai bun antidepresiv, și aici știu că o să fii de acord cu mine, este sportul. Lumea nu da. se mai mișcă. Da, e... lumea este predispusă să se ducă la psihoterapeut da. decât să alerge. Da, dimineața, anii chiar ori, astăzi știi? am, am scris-o, am făcut un post legat știu de că citit muncă, și și, muncă și educație. Și acum am dat seama, privind înapoi, nu vreau să vă înțeleg, adică eu nu privesc în termeni de nostalgie, ci în termeni unui înțelegere uh -huh. a unor mecanisme de educație. Pentru că acum lumea își pune foarte multe întrebări la nivel global și Japonia și țări mari. ce facem cu copiii? Pentru că uh, au fost rupți de procesul de muncă. Muncă mai ales... Sunt puțin pufoși. Sunt puțin pufoși, dar muzica, munca înțeleasă nu muncă intelectuală, pe care acum o facem fără să vrem, pentru că suntem cuplați permanent la, la, la tot soie de uh, ustensile, ci munca fizică, adică să ne și mișcăm, să practicăm lucruri. Și, de exemplu, eu dădeam exemple respective cu... aveam grijă de clasa noastră, ne spălam podelele noi singuri, ne spălam băncile, făceam curățenie în jurul școlii noi, nu o filmă de salubrizare. Și așa mai departe, care... Înțelegeam muncă patriotică. Înțelegeam muncă patriotică. La noi era destul de programatică făcută, care atunci avea, evident că depinde foarte mult și cum o faci și cum e pregătită, cum e prezentată și mai departe. Evident că orice idee bună poate fi transformată într-o idee foarte proastă prin practică și mai departe. Dar ele aveau niște efecte destul interesante. de interesante. Lecțiile de munci practice, practicile pe la locuri de muncă în care se făcea lucruri manuale, uzine, fabrici sau uh, câmpuri agricole. Și un tip de solidaritate, cred, se năștea și între oameni așa. Ne, adică ne învăța să petrecem un anumit tip de, să luăm anumit tip de decizii, să niște tip, una anumită practică. De ceea ce spune nu că așa e bine să facem, ci e bine să gândim asupra posibilităților de a experimenta și altceva. Pentru că a scoate, de exemplu, acum am fost fiind la Iași, am discutat foarte mult cu profesorii de liceu și am întrebat care sunt problemele cu care mă confruntat cele mai importante. Și una dintre, una dintre problemele foarte mari este un soi de motivație. Îți demotivați foarte tare copiii. Asta no, e îngrijorător. Da, E foarte îngrijorător că ei spun că nu au probleme legate de depresă sau a, alt tip care a, de... Dar de de nu e așa? Dar de demotivare zice că e foarte, foarte, adică sunt atât de demotivați că s-au plictisit și plictisială care nu mai vor nici măcar să joace pe gadget-uri, Au renunțat și la asta? Serios? Serios. Mm. Și mine m-a surprins foarte mult discuția asta și am zis: "Bun, dar ați, găsit, ați încercat variante și spune-mă Am găsit, am descoperit o chestie foarte interesantă că noi am încercat și aia, și aia, ce? Un uh, nimic. Și au pornit, de exemplu, le-au prezentat, vorbeam de o școală din oraș, middle class, mai cu bună stare, adică cei care au voce cea mai puternică în, în, ziua de astăzi. Și ziceam, am încercat o chestie. De exemplu, am prezentat un, un, un proiect într-un sat unde copiii au probleme imense, sociale, de sărăcie și mai departe. Și uh, am propus să facem un proiect de, ajutar, de ajutorare, dar nu pe bani și nu știu ce, ce să le cumpărăm o vacă. <laughs> pentru o familie. -i o undiță, așa. Să... Băi, zice că, i-a prins așa de mult că au, au făcut, au făcut un proiect, au cum să convingă oamenii din oraș să dea bani dar așa, cu mers la un, din companie în companie, din firmă în firmă, de a vorbi, ce nu știu ce, și au strâns bani și au cumpărat vacă și au mers și i-a prins foarte mult genul ăsta de activitate care le dădea un sens și o acțiune, știi? Zice, păi, a, zic, uite, înseamnă că trebuie încercată variante care cumva uh, old school. Lucrat la compasiune. Da, da, un amestec de compasiune dar și de sens, pentru că între ei e foarte important să vezi un anumit uh, sens, să vezi oameni că, uh, că acțiunea ta are un efect pozitiv asupra celuilalt. Că tu poți chiar salva anumite, mă rog, salva, zicem, poți contribui spre binele celuilalt. Sau uh, practici, de exemplu, mers... N-am mai mers... Uh, am, îți mai zic acum o chestie. Am mers la o școală de... Am fost invitat la o școală foarte bogată din București. Una dintre cele mai bogate. Mă rog, taxe foarte mari. Gen 20.000 de euro pe an pentru copil. Să vorbesc despre sărăcie, știi? Copii de milionari, a, clasa cea mai de sus a Bucureștiului, care sunt copii mulți cu. Copiii n-au nicio vină, evident. Copiii sunt copii peste tot. Dar cre, trăind într-un mediu de acest fel, adică unde sunt luați. Deci, practic, mi-am dat seama că ei uh, trăiesc în de lux, dus cu mașina, dus cu mașina, nu, au -o, nu prea au viață socială și am întrebat în prima întrebare, nu știam ce să vorbesc cu ei, că, cum să le spun despre sărăcie, ce înțeleg ăștia prin sărăcie. Bun. Zic, uh, ridicați-mă în sus cine a mers vreodată cu transport public. Păi s a uitat la mine, ce costă, de unde s-a luat? Decât... Noi, transport public. Era o singură, două fete, care una a zis, What the freak. una zice am încercat odată, nu știam ce să fac, m-am urcat într-un autobuz și am coborât după prima stație, că nu știam ce să fac, nu știam cum, ce trebuie, unde să cobor, nu știam unde merge și am coborat și am luat tax, Uber-ul și am plecat acasă. Bun. Una știa totuși. Zice, da, e de unde e dacă știe totuși? zicea, nu că aia a luat o bursă dintr-o școală, cum numim noi, normală și știa, fiindcă trăiesc într-un mediu. Și brusc mi-am dat, zic, băi, copii, e foarte important să mergeți cu transportul public. Și le-am spus de ce. Viață, cunoști, păi înțelegi lumea. Este totuși un progres până la urmă, chiar și, așa zisele leghetor de lux, pentru că mi-aduc aminte, mie îmi place gândit ăsta în metafore, mm -hmm. mă pocnește din când în când. Mi-aduc aminte de născuții în URSS, născut în URSS, și de povestea toaletelor din URSS. Mm -hmm. Și mai mi-aduc aminte de o chestie pe care am citit-o, cred, în imposibilă ușurătatea ființei mm -hmm. a lui Milan Kundera, în care se povestea în carte cum fiul lui Stalin, a murit într-un lagăr, uh, alegând să se sinucidă, uh, uh, curătându se de gardurile mm. electrice, pentru că nu mai suporta toaletele murdare. Mm. Și m-am gândit, zic, uite ce ironie, cel da. puțin pentru Rusia, anii 80 să fie definiți de. Da, uh, toaletele au fost, pentru mine a fost un. Uh, un adică un, e o, e o un diferență stress. la, la ghetourile de lux Absolut, totuși. absolut. Adică. Uh, Problema cea mare este cum combinăm experiența asta privat-publică pentru că excluderea copiilor din, din câmpul, adică să nu aibă întâlniri în spațiu public, e foarte importantă întâlnirea în spațiu public pentru că acolo înveți uh, să uh, socializezi, socializezi acolo ești de la egal la egal pentru că când vin la tine acasă, oricât de egal am fi, nu suntem egali. Adică sunt la tine acasă. Trăind numai în spații private, nu prea suntem egali. Tot timpul are cineva prioritate. În spațiu, pui la un parc, de exemplu. Jocul un parc, brusc, te face egal. Și atunci negocierile se duc de pe alte principii. Complicate, evident, că și acolo sunt ierarhii. Ăla mai mare, e mai mici. Părinți, nepărinți, ăla mai alfa, ăla mai slab. Dar există întotdeauna un câmp al negocierilor și înveți enorm de multe. Adică chiar și transportul public. E foarte bine că avem acces la mașini proprii, ne ducem unde vrem când venim, dar experiența în transport public e foarte important, pentru că nu poți să faci ce vrei. Trebuie să ții cont întotdeauna de un program, de comportamentul celorlalți. Dar uneori comod, uneori necomod, uneori... dar asta face parte din viață. Adică te educă... Te... Experiența în comun te învață foarte multe, Așa cum, de exemplu, una e să faci școală acasă cu un profesor și alta e să faci școală cu 30 în clasă. Să înveți și de la Golan și de la... De asta, de exemplu, eu sunt pentru școli democratice în sensul în care trebuie să ai toate categoriile sociale. Cât mai multe categorii, că nu poți să le ai pe toate. Tendința noastră de ghetoizare astăzi a școlilor sunt foarte riscante. Adică în momentul în care în școală ai numai middle class sau numai upper class sau numai sărace, foarte periculoasă. Pentru că la noi ce? meream cu de toate. Aveai golanul, aveai și copilul intelectualului, aveai și copilul prim secretarului, aveai și, și copilul săracul. săracului mm -hmm. și a muncitorului. Și atunci se negocia toate aceste forme, deci învățai de la unul să bați, de la unul să furi, mă rog, <laughs> să iei un măr, de la unul să dai și așa mai departe, de la unul să-ți împluți tu o carte. aici și de un principiu de concurență. Da, te învăța... Care este e sănătoasă? Da, pentru o că. Competiția e sănătoasă în, uh, în școală. Da, celălalt. pentru că, probabil, no, multe no, din lucrurile astea. E vin... capitalistă. Uh, <laughs> Concurența poate fi, e universală cumva. Uh, în același timp, te, învăța... te înveți și să, să te solidarizezi. Și, adică, trăiți în comun, adică, adică de exemplu, când unul vrea să-l bată pe altul, trebuie să știi cu cine ții. Poți să fii laș să poți să fii ce înseamnă prieteniile, ce înseamnă lașitatea ce înseamnă, pentru că și aici lucrurile sunt foarte complicate, pentru că de multe ori când cel puternic îl pe cel mai slab din clasă, erau solidarități și inverse. Da, Asta, adică învățai și această umanitate foarte importantă, care în, în tău unde nu ești numai tu cu aceeași clasă și cu prietenii care mai vine și bodyguardul cu tine, voi aia deja nu mai e viață. Eu am trăit, Sau o am trăit în, cum să spun, am trăit în, în plină perioadă de bullying și în momentul în care eu am devenit victima vreunui bullying, n-a venit nimeni să se solidarizeze cu mine. Da. Mereu era așa. E, și atunci uh... trei să te aperi cumva sau ți-o poți lua acel caiet în cap da, cel puțin pe uh... important în Pentru, în de Pentru de că școală. învățai mulțime de tehnici. Prin uh, natura situației situații prin diverse solidarități, forme de, de a ți construi prietenii și mai departe, riscuri, sunt experiențe foarte, foarte utile. De asta încerc cumva să pricep, să înțeleg, eu umblu mult prin țară și merg la diverse categorii sociale care pe mine mă interesează să înțeleg. Mă rog, ca scriitor pentru mine e foarte important să să am și experiență directă, Mă rog, citesc, urmăresc, dar una când citești, una când, te, când mergi într-o școală din asta, brusc îți dai seama, wow! Adică, știi ce înseamnă din filme să fii, uh -huh. aia, dar una când te duci, începi să discuți cu copii și pentru ei e interesant, pentru că ei dau întrebări, dar de ce așa și nu așa și începi să le explici. De exemplu, pentru ei a fost foarte. că eu le-am povestit, de ce, de exemplu, am zis, hai să vă povestesc, de ce îmi duc eu copilul cu transportul public la școală, știi? Și doamna, primul, profesoara mi-a spus, băi, pentru ei e șocat asta pentru că li se pare ceva extraordinar, ieșit din comun, știi? În lumea lor, evident, în lumea noastră nu e nimic ieșit din comun, știi? Și am încercat să explic, pentru că e problema de timp, cum înțelegi timpul. Am mai mult timp cu copilul. Cu mașina nu mai am același timp, că unul conduce, altul nu știu ce. Am acel 30 de minute care sunt ale mele. Timp, pentru... Voi nu, no acum nu înțelegeți, dar peste 20 de ani o să vă aduceți foarte bine. Acel timp petrecut cu tata sau cu mama contează enorm de mult, pentru că îți construiește o relație. Acel timp noi nu-l mai avem. Uh, experiența de transport public, unde vezi oameni, vezi comportamente, vezi conflicte, vezi, vezi o mulțime, e o lume, e ca, eu mă duc, ca la televizor, da, e, mă spectacol. e spectacol. Uh -huh. Lucrul ăsta nu-l vezi în mașina privată, ești prote protejat. <coughs> și atunci, mie mi se pare că aceste gesturi simple te pot ajuta foarte mult în, în, într-o educație mai complexă. Pentru că una e să înveți o ecuație, alta e să înveți o, o să citești o carte, care sunt foarte importante, și alta e să ai această experiență directă, care înveți o mulțime de lucruri mirosurile, memoria, atingerile, sunetele, ele te construiesc, știi? Și atunci e bine să fii expus la cât mai multe din aceste forme de experiențe, că te ajută foarte mult. Și mă gândeam acum cât la sută din populația globului, de hai să zicem copiii între 0 și 20 de ani, trăiesc totuși Așa cum spui tu, să duc la școală cu mașinile personale și cu transportul în comun. Cred că nu sunt, totuși, prea mulți. Nu, nu, nu. Aici e, e, ce spui este adevărat. Noi încă trăim într-o lume în care o populație majoritară trăiește sub aceste forme destul de mai dure sărăcie și mai departe. Dar în același timp noi trebuie să ținem cont pentru că pe mine mă interesează foarte mult să zicem anumite grupuri sociale care se urcă, urcă în sus, ies, ajung în vârful ierarhiei prin poziții sociale, prin averi și așa mai departe pentru că vrem nu vrem ele vor conduce. Așa e construită lumea, știi? Iar cei care vor conduce, e foarte important să aibă conexiune cu lumea pe care o vor conduce, știi? Adică să înțeleagă ce înseamnă să fii sărac. Sunt oameni care, efectiv, nu au habar despre ce înseamnă, adică pentru ei știu. genul ăsta întrebe ce înseamnă păi n-are Asta pâine. a fost când în lume, da. știu că citeam în Harry Miller, nu știu <gătă> ce muiere care găsea sărăcia foarte romantică. Da, da. și uh, uh, e foarte important să, uh, să știi când o, o pătură socială spune că n-are ce mânca, nu-i nu zici dușeți, du dar ce nu mănânci? N-are pâine, cozonac, știi, veșnic, faimoasa replica reginei. Uh, sunt lucruri care oamenii trebuie să înțeleagă, să aibă experiențe sau cel puțin să aibă un anturaj pe care l-a văzut, l-a înțeles, pentru că e foarte important această cunoaștere directă, știi? Pentru că na, cred că așa cumva putem păstra un echilibru între grupurile astea sociale, pentru că dacă e dezechilibru, se rup șanse mari de a crea noi forme de violență la care nu vrem să ajungem. Adică pentru mine e foarte important să trăim într-o societate cât mai puțin violentă, cât mai echilibrată social-politic, în care cât de cât, adică copilul meu să nu fie nevoie să dea în cap unui alt copil pentru că nu are o bucată de pâine și așa mai departe. Și lucrurile ăsta e foarte bine. Sau faptul că unii sunt excluși de la educație și sănătate pot crea dezechilibre imense. Pentru că acei copii automat sunt cădamnați la sărăcie. N-ai instrumentul cunoaștere, n-ai educație și mai departe. Sau bolile. Bolile de ce este sănătate publică? Pentru că poți tu să ai banii din lume, dar dacă al meu ia virus poți tu să ai câtă, Virusul se duce, virusul bine și peste al tău. Și atunci e bine ca să fie și cei săraci sănătoși, pentru că societatea în sine e sănătoasă. Adică sunt meca mecanisme sociale la care trebuie să ținem cont. Da, cineva să spele și vc urile Auzi, Da, WC-urile, da. Uh, Am sferit mult. Ești uh, foarte în temă cu, hai să zicem, ultimii 30 de ani și tot ce s-a întâmplat în toată zona asta de Estul Europei. Măi, eu nu înțeleg ce Dumnezeu se întâmplă cu Belarus, ce Dumnezeu se întâmplă cu Lukashenko. A, avem o experiență, președinții cel puțin, au o experiență total nefericită a faptului că dacă funcționezi așa, până la urmă o pățești și o pățești nasol. Da. Uh, puterea se pare că e Adică, scuză mă puțin, uh, da. să dai un avion jos ca să iei de acolo, marele dușman al tău, nu al poporului, un puș de 26 de ani. Da. Asta demență uh, da, e demență curată. Și omul uh, ăsta de când a, e acolo? Din a, 94, președinte. A depășit orice limită în sensul ăsta. Acela la Vivon, a, da, într-adevăr, când a. Asta șocat puțin pe multă lume, cu toate că gesturile astea le mai făcut și alții, dar cumva în zona asta țările mici nu-și permită genul ăsta de acțiune. Să dai un avion de cursă care nu e al tău, aparține unor companii a unor țări diferite, care e doar în tranzit pe teritoriul tău. Era o companie irlandeză. Da, venind din Grecia, mergând în Lituania, să Cobor în avion cu două avioane militare, e un gest radical și e un gest dur, care a înspăimântat pe multă lume și a dumerit pe foarte multă lume, mai ales că totuși era un jurnalist, Dumnezeule. Adică nu era, să zicem, un mare, un contracandidat care să-i pună în pericol poziția. Adică, să zicem, era șeful opoziției. Adică mai avea o logică. Cu toate că astfel de gesturi nu sunt justificate adică sub nicio formă. Când încalci tot soi de uh, legislații internaționale. Uh, puterea puterea se, face, se pare că are capacitatea asta de a pierde orice rațiune. Uh, nimeni, de păcate, până, sau foarte puține cazuri, când au cedat de bunăvoie sau uh, în anumite condiții, să zicem, de negociere. Puterea. În acest moment, acest Lukashenko are o vârstă, are o închilozare în puterea respectivă în care se pare că nu poate să iasă din această și logică. ce nu înțeleg, cu siguranță are câteva milioane într-un cont. Nu ar fi totuși momentul să te retragi pentru că lucrurile vor merge mai departe pentru că mie mi se pare de domeniu, evident, că va sfârși foarte prost. Am înțeles că sunt sinucideri săptămânare în Belarus pe motive politice. Am și văzut niște imagini cu uh, un om care s-a sinucis deci, la proces. Evident că, acum, privind rațional și privind în interesul, zicem, a unui a populației... Încerc o dată să înțeleg mecanismul care te mai ține acolo. Păi, mecanismul care mai ține, te, te mai ține acolo sunt mecanisme legate de putere. Adică, în momentul în care controlez. instituțiile statului, instituțiile de putere, că instituțiile de putere îl țin în, în, în viață, încă mai sper că lucrurile se vor regla. În acest moment, eu cred că el nu, e, nu, nu, mai e de lungă durată, adică lucrurile vor, pentru că nu convine nici rușilor, nici occidentalilor. Asta eram curios, că Putin nu-i băia prost. Nu, nu-i convine varianta asta, însă în acest moment cred că îi se înlocuiește, Ei se găsește un locuitor decent care să joace echilibrat cu ambele părți ceea ce ar fi logic și cel mai important este să nu se ajungă la varsare de sânge, știi? Adică să nu trecem ce -am, prin ce-am trecut noi Iura să existe o formă pașnică de... Eu aș merge chiar la ideea să îi se dea o, să fie lăsat undeva să plece, să numai să nu există o chestie de violență în, în rândul populației, și atunci probabil se va pregăti o o o, o debarcare. Schimbare. debarcare. Sper să fie o debarcare pașnică pentru. Chiar cunosc tăraia, am fost pe acolo când era mai zi, mic, așa. e o țară frumoasă, cu o populație foarte, foarte faină. Dar uite că, din când în când, istoria mai scoate genul ăsta de. și un context internațional destul de delicat. Că... Bașca, da. Plus, ce ce am reținut eu și mi-a atras atenția aici, cum se dezvoltă uh, uh, noile forme de presă liberă. Ei funcționau pe o aplicație, cred că tot rusească, da. Telegram și practic Telegram. A, acolo funcționau la nivel de, de informație liberă. Nu mai crede nimeni în CNN, nu mai crede nimeni în ProTV, da. se merge pe alte... Da, uh... Adică e o schimbare de paradigmă la cam toată presa pe planetă în momentul de față. Da, pentru că noua tehnologie cumva... De, 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 de descentralizează aceste mecanisme, în același timp e foarte greu să le vezi de cum apar, au capacitate mare de a se schimba, pentru că nu au un centru, e o chestie mișcătoare, pot să se miște din orice țară în orice țară, sunt cu tăișuri și cu dublă tăișuri, că ele pot funcționa ca un element democratic, dar pot funcționa și ca un element de destabilizare Cum și mai funcționează departe. și presa Absolut. oficială. Sigur. Da, dar asta au, a, astea au o viteză mult mai mare de, 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 de acțiune și de reacțiune. Uh, Pot, se pot întâmpla diverse fenomene, adică pot contribui ca și, orice, ca și orice instrument, adică cum e folosit. Când definitiv și presa clasică putea fi folosit în, să construiască o societate mai stabilă sau puteau să facă tot o de isterii și să debalanseze puterea și mai departe. Deci lucrurile astea se întâmplă. Se va Plus se că în Belarus, fiind și o talpă pusă și o oală sub presiune, da, e, să în general, un... astea sunt mecanisme prin care ușor poți crea diverse mișcări de stradă, tot soi de revoluții colorate și mai departe, care iarăși au, pot avea un factor de schimbare pozitiv sau pot destabiliza regiuni întregi. Acum e o întreagă discuție pe tema asta, cum și în ce fel pot fi controlate lucrurile astea. Deocamdată ele nu prea pot fi controlate, cu toate că sunt. Diverse forme de control care mai țin de state cât mai degrabă de corporații. Dovede, avem cazul președintelui Americii când i s-a închis toate, toate rețelele de socializare peste noapte. Nu dacă mă întreb totuși, adică... Păi, nu, dar îți un exemplu... da, un exemplu spiciu, da, da, știu ce spune, da un de, e... uite, pac, s-a apăsat pe buton și culmea că a fost cumva o solidarizare mai degrabă între corporații decât între stat. Dar chestie fără precedent. Fără precedent, dar asta ne dovedește că oricând se pot întâmpla lucrurile astea, știi? Și uneori se pot întâmpla în defavoarea unui stat sau unui... E o chestie foarte delicată și discutată foarte mult în ultima perioadă, cum facem, cum ieșim din aceste, din aceste riscuri. Pentru că ele sunt niște riscuri. Adică... Ai, America, pentru că a fost un imperiu foarte mare, a fost și pentru că a funcționat, și îmi pare rău că încep să vorbesc la trecut, pe primul amendament, de Freedom of Speech. Da. Acum nu mai beneficiezi, e democrație doar când îmi convine mie. Asta e foarte riscant. Eu, în general, sunt pentru deschiderea totală, pentru că controlele sunt foarte riscante. Evident, când, trebuie te reglamente. Ce, când, când tu începi să cenzurezi, mai devreme sau mai târziu să vă întoarcem. Potrivos. Da, mai ales că în spatele unor corporații sunt interese foarte mari financiare și mai departe, în care lucrurile nu sunt deloc coș în povestea asta, știi, și statele au pierdut controlul asupra acestor mari, mari companii pentru că ele au un anumit autonomie și atunci te poți întreba de multe ori, băi, aceste informații vin în ce scop sau care. Și nu mai sunt. Ele, ele vin cu la pachet cu diverse interese, știi? Și atunci, evident că trebuie să fii puțin sus, suspicios. Evident că eu sunt, nu sunt cu teoriile conspirații și mai departe, dar sunt rațional. Adică îmi dau seama ce riscuri poate să aducă acest tip de mari puteri care dețin controlul informațional la diverse resurse foarte mari. Nu mi se pare ok să, să cenzurez. Nu mi nu trebuie să-ți placă Trump sau nu trebuie să-ți placă bă, Iohannis. Dar nu e ok să-i cenzurezi. Mai da. ales când vorbesc de pe pozițiile de președinți de stat, că așa era atunci încă. Da, uh, probabil... Un abuz. Probabil în următoarea perioadă să... Că mi s-a spus, da, companii private fac ce vreau. Băi, nu, nu e chiar așa. Nu, nu e chiar așa. Uh, și aici, uh, din punct de vedere politic, trebuie să există un consens. Adică o negociere întreagă și niște reglementări. Adică sunt zone de, total de reglementate care nu se înțelege ca un soi de libertate totală, dar ele dovedesc în realitate că nu sunt deloc libere în momentul în care sunt interese. Însăși mașinăriile, de exemplu unul dintre problemele imense a acestor mașinări a rețelelor sociale, ele sunt din punctul meu de vedere destul de totalitare și centraliste, pentru că ele sunt gândite în primul rând ca mecanisme de marketing și abia în ultimul rând ca mecanism de comunicare. Noi credem că ele sunt mecanisme de comunicare, noi le folosim. E ca și cum te urci într-o mașină care trebuie să meargă pe sub apă, dar tu încă n-ai ajuns la... și așa mai departe. Ele sunt... Nu ele da. sunt automat puțin centraliste. Folosesc cam aceleași tip de software. Adică noi niciodată n-am fost atât de uniformizați cum suntem astăzi. Nici în comunism ăla care ne spălea și nu știu ce, noi nu eram atât. De la o stradă de la alta eram altfel. Acum, frate, de la că ești chinez, că ești uh, român sau că ești rus, cam același softuri folosești. Da, dar tu nu te scarpini așa în, în, în vârful capului când vezi că pe Facebook se, introduc, se, se cenzurează chestii, pe Twitter și pe celebru VK rusesc nu se cenzurează? Da, ei, o să că adică s-a ajuns la situația asta? <gânt> da, e, în acest sens asta l -l -l la lucrurile sunt destul de complicate și aici e clar că statele și-au pierdut controlul as asupra acestor domenii. Asta nu înseamnă că dacă statul deține e mai bun, ci e foarte important să existe reglementări care să știm regulile dinaintea jocului, să nu ne trezim cu aceste... Pac ne închide mâine, ne închide mai. Sunt niște softuri care ne mai fac curățenie prin casă și prin gânduri și așa mai departe. Începem să ne autocenzurăm că nu cumva să ne dea afară din căsuța aia, că avem interes să ne mai facem piar și așa mai departe. Începem să fie o mașinărie destul de perversă. Și începem să... Bine că noi încă venim din lumea aia veche cu al li... limbaj, care ne-a foarte mult. Știam ce e bine și ce e rău și știam să lucrăm cu dublul mm -hmm, limbaj. Corect. Ăștia noi nu mai știți ce, ce înseamnă dublul limbaj. Și problema. cu acum. Da, dar problema că ei, aceste mecanisme de cenzură tehnocomunicativă, pe termen mediu și lung, produce deja generații gata legume. Adică ei crescut gata să nu faci aia, să nu faci aia, să nu faci aia, devin destul de cuminți. Adică fac deja ceea ce trebuie să se facă, pentru că asta te pregătește de, din generație. Și asta mi se pare destul de riscant, pentru că îți pierzi capacitatea de a fi critic. Adică, e așa, ai, ai chestia aia de pufoșenie mediatică, de a trece printre lucruri fără să lași urme, fără să deranjezi și așa mai departe. Ceea ce, din punct de vedere al meseriei de media, Totalne e, foarte, e toate, foarte riscantă s-a pierdut treaba asta cu uh, câinele de pază al democrației. Pare uh, rău să o spun, deși știu și iubesc oameni uh, ziarici pe care îi consider mai presus de orice îndoială. Dar acum mi se pare că presa basically s-a transformat în niște goarne care susțin o de... Una, impun un adevăr da. al lor. Nu se mai vorbește să, să ajungem la o concluzie. Da, uh... Să ajungem la un adevăr. Nu. Eu vin cu adevărul de acasă și ăla este. Deci partea asta dominantă de uh, comerț și de combinație între politic și... Uh, privat, profit și mai departe. Cred că vine și la pachet cu un tip de nevroză. Da, ele vin la pachet cu multe și un soi de isterie centralizată. Transformă câinii de pază în căței de companie, știi? Că, adică dau bine, arată mișto, vorbesc fain, latră fain, au pufuleț făcut la alea așa. Dar nu mai mușcă, nu, nu mai scânde, deci nu mai păzesc. Ei fac bine să se simtă stăpânul foarte plăcut, estetic, așa, știi? Cam asta s-a întâmplat, dar să sperăm că nu totul se va duce de răpăt. În toată sminteala asta pe care o trăim de, hai să zicem, aproape 2 ani de zile, cu COVID, în toată sminteala care s-a întâmplat în Statele Unite cu Trump, da? nu -l mm. mai avem pe Trump, acum îl avem pe Sleepy Joey. Ah, da. Uh. Am scăpat de unul și am dat și de unul și mai, da. Uh. Și avem aici Rusia. Se întâmplă lucruri. Se întâmplă tot soiul de lucruri. Se întâmplă a... lucruri sub același președinte. Se întâmplă lucruri. Avem niște mutări de trupe care ele se mai întâmplă din când în când. Deocamdată sunt interior. Trebuie să ne bucurăm că nu, nu, nu iese, nu părăsesc terenul, teritoriul. Îl avem pe Biden care vine cu niște declarații destul de belicoase. Da? Da. O să plătești Dumneavoastră. băi? Stai un pic că Nu știu dacă... Da, adică sar... Rusia, în opinia mea, nu este o țară la care e bine să dai cu bățul la gard. Da. Da, ei sunt asta, relația asta a lor între două mari puteri, cu vechi istorii comune, cu lătratul de peste gard vechi, încă de, după al doilea război mondial au o istorie lungă de hârjoneală așa de a se menința, de a se... Uh, evident că e bine ca să există un soi de consens și un soi de reguli în care să le înțelegem cu toți și să le respecte toți. Eu vreau să vorbesc puțin pe fapte, că știu că o să mi se urce lumea în cap. Măi, Trump, a dat-o la pace cu Putin. A fost liniște. Băi, a fost liniște pe bune. E nevoie să fie liniște. Nu trebuie să-ți placă Putin, nu trebuie să-ți placă Trump. Au dat-o la pace. E important. Deci, să eu, fie zi, deci, uh, din punct, eu nu sunt specialist pe politica americană, mă schimbă percep destul de bine pe politica Estului. Uh, nu-mi nu place Trump, uh, nu-mi place partidul pe care îl reprezintă al Americii, sunt de partea opusă, dar nu pot să nu recunosc că politica, uh, uh, politica externă a Americii a fost mult mai rațională și mai pașnică. Sub Trump. Adică mm. eu asta văd și în lumea arabă și, 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 față de Rusia și față de Est, adică s-a calmat lucrurile, n am mai avut mai același hârt, același permanent râcă și toată ziua parcă o căutau cu bățul în, în, Est, mai ales unde urmăream ce se întâmplă. Vine acest băiat care reprezintă chipurile un partid mai uh, progresist, mai nu și, și e pus pe iarăși pe războaie, știi? Am obosit, frate, mai lăsați-ne cu amenințările, cu rachete și așa mai departe. Pe de altă parte, evident că Putin reacționează cam pe același, pe același ton, că e bine și el din tradiția asta al, al războinic, al unui stat militarist și așa mai departe. Deci nu face deloc bine jocul ăsta. Nu Adică mie mi se pare că am scăpat de Trump și am dat peste uh, unul și mai uh, uh, chiar dacă să zicem parte de lui era părea mai mai rațional. Dar iarăși uh, nu, nu, nu știu exact care sunt marelor jocuri interese și ce vor pe termen mediu și lung. Eu sper că pe termen mediu și lung nimeni nu vrea război ar fi. Adică, se mai amenință, se mai trasează niște hotare, se mai trasează niște linii până unde. Cred că putem... Rusia are nevoie și de o Europa liniștită, pentru că e vorba de bani. Absolut. Adică, mie mi se pare că, în, în cel puțin în arealul ăsta respectiv, și eu în general urmăresc relația a Germaniei. Germania, în general, este un indicator destul de bun. Și Germania, fiind și aliat pe de -o parte cu lumea occidentală și cu America, Evident că trebuie să respecte o mulțime de convenții când se dau sancțiuni, că nu știu ce față de Rusia. În același timp, Germania își face business în continuare fără nicio scrupulă cu Rusia. Adică ceva de tipul, domnul Putin, nu știu ce și a doua zi se întâlnesc și fac în miliarde. Știu că au venit americanii și au spus, a, ia da, ce faceți voi cu, cu Și asta, asta, aia, a, asta pentru cu mine e un, un, un cumva un semnal mai un liniștitor gas. pentru că asta înseamnă că oamenii dacă își fac investiții în reciproce, reciproc, reciproc, înseamnă că există un soi de încredere în pace. Pentru că nu cred că îți investești într-o țară care o să întrimâne în război cu ea adică nu adică nu e rațional. Mai ales pentru mare, aici e vorba de sume imense. Uh, și văd că deocamdată colaborările astea funcționează, parcă Europa e ceva mai rațională și mai așezată, pentru că are, deja avem o tradiție de pace, oho, uh, pentru Europa e mult, suntem deja în pace din 45. De ani. Da, e foarte important, cu mica excepție Jugoslavia, restul a fost pace, 70 de ani este un mare, mare succes. Dacă mai reușim să o continuăm așa, ceea ce ar fi excelent, adică cred că pentru asta trebuie să ținem cu dinții, chiar dacă mai facem mici concesii, mai închidem ochii și mai departe. Plus că toată lumea se teme acum de China, că vine puternic și nu vine cu arme, vine economic și ne rade din toate direcțiile, cu o capacitate imensă de dezvoltare. Nu știu pe nimeni să nu aibă ceva chinezesc în casă. Eu nu știu pe nimeni să nu, nu că să aibă? Să nu aibă? Să nu aibă, da. Toată lumea are ceva chinezesc în casă. Da, eu ar spune că, nu știu, oameni care să aibă decât. Adică, toată lumea începe să avem pe noi aproape 90 de lucruri produse în China. Asta e îngrijorător. Pen... Îngrijorător. Pen... Asta înseamnă că aproape totul se produce acolo. Și monopolul asupra producției se face acolo. Iar producția înseamnă dezvoltare resurselor umane. Înseamnă tot. Înseamnă capital, înseamnă multe. Adică, Occidentul e clar că a cedat în acest sens. Producția lumii, asia, lumii spațiul asiatic și de pre, pre, do, dominant China. Și China ceva nu are, mult? China are o politică externă destul de. de da. De. Uf. Hai să nu spun violentă, dar destul de agresivă. Agresivă, dar nu este militarizată. Nu, nu e cu războiul, ci e cu business-ul. Adică nu, e, nu prea i auzi că, cu amenințări de tip că o să vă dăm cu racheta în cap, cum fac americanii și rușii, ci mai degrabă zice noi și caută tot soi de soluții destul de inteligente. E clar că acolo se lucrează programatic. E clar că China s-a dezvoltat enorm de mult în ultimii 20 de ani mai ales la resurse umane, deci, asta pot să-ți dau exemplu, de exemplu, în început de anii 90, aveam mulți prieteni care, erau care erau școala sovietică de matematică, ca și cea românească, erau topurilor top la nivel global. Dar uite, la Olimpiadele din anii 80, cine dominau? Erau Uniunea Sovietică, România, Ungaria, Bulgaria, Germania de Vest. Din 10, numai două erau occidentale, restul toate erau comuniste. Pentru că se investea enorm în, în domeniul ăsta. Și atunci, de exemplu, în anii 90, școlile noastre au dat mulți specialiști în Occident, în matematică. Și prietenul meu, care conducea una dintre cele mai mari școli de matematică de afară, din uh, Germania și până în State, spunea, în anii 90 până spre 2000, dacă vedei un chinez. În cer de cercetare și dezvoltare, era o raritate, adică e ca și cum ai vedea un extraterestru. Acum sunt mai mult de jumătate, numai ei. Deci Piața 20... de programatori a fost luată de India. Da, dar spus, e, acolo, acolo vorbim de, de vorbim nu de muncitorii la programare, mm -hmm. ci de oameni care creează, adică oameni care conduc high-class-ul inteligenței matematice. Deci ei au ajuns să fie jumătate, să domine. Asta înseamnă mult. Asta înseamnă că acolo s-a investit 20-30 de ani imens în care. Copiii, doar pen pentru asta au făcut. Ceea ce înseamnă. Nu funcționează în programe de astea pe, cu viziune de pe 50-100 de ani? Da, și și pentru că e un Păi, da, pentru că îi gândesc în termeni acum, recent, 2000 de ani, cam așa discută ei, știi. Adică istoria lor e lungă, e mare, e complicată, e o civilizație imensă care chiar dacă au avut disfuncționalități, au avut probleme, nu sau este singura civilizație în afară de cea iudaică a evreilor, care a avut continuitate permanentă în istorie, nu au fost dispariții, adică noi în sensul ăsta suntem încă bebeluși, noi încă purtăm pampers pentru că suntem de ieri al -altari. ca națiune vorbesc. înseamnă în traducere ci că centrul lumii. Sau mă rog. Țara din centrul lumii. E clar că e o, e o, e o civilizație lungă, cu o istorie foarte complicată, complexă, cu o organizare foarte complexă și, și cu un tip de raportare la viață cu totul diferit. Da, și uh, au rezultate foarte mari acum, combină sunt pe bani, toți sunt pe bani. Da. E... Sunt pe bani, sunt pe creație, ca sunt, cartere, pe da. sunt pe producție, sunt pe tot ce vrei. Orașele lor sunt copleșitoare, imense. Adică... Am văzut că lucrează la niște autostrăzi pentru mașini electrice în momentul de da, nu. Sens. O să avem multe mm -hmm. surprize în următoarea perioadă cu dezvoltarea tehnologică, pentru că ei deja am învățat, știu, acum nu mai trebuie să facă copy-paste cum făceau înainte. Acum deja sunt, în câțiva ani o să fie în avantgarde, ei chiar o să producă, ei o să dea tonul. Și atunci o să noi de la ei? ei? mă rog, nicio problemă. Adică nu trebuie să fie întotdeauna. Adică lumea se schimbă. Adică totul e să găsim această formă de organizare în care să nu intrăm în conflicte mari de război și așa mai departe. Acum, cine va fi mai puternic, cum, va, cum se va reconfigura lumea, va fi interesant. Asia? Asia, întotdeauna. Asia nu prima dată este cea care e înaintea zonei occidentale. Au mai fost perioade istorice. Dacă există un port, de pildă, în lume pentru care Statele Unite să aibă un interes să-l cumpere, am înțeles, China vine cu contraofertă pe bani imediat, deși nu au toate informațiile pentru care Statele Unite au interes în acel port. Da, e un tip de politică. Păi, de, normal că mă, mă centram. Și ei, adică ei au controlat... Exemplu preferat al lui Žižek. Uite cum funcționează comunismul. Da. A, a, a ei vin. Ei au mai avut drumul mătesi. Ei știu că drumul, drumurile, drumurile astea, nodurile astea sunt foarte importante. Trebuie să controleze aceste noduri informaționale, noduri transporturi ce înseamnă un port, este unul dintre nodurile centrale de comunicare, de comunicare financiară, economică, socială și mai departe. Evident că <laughs> portul nostru Constanța, singurul care îl avem așa de importanță, care e regional, e foarte important, e cel mai important în, ma în zona noastră, Evident că vor fi bătălii foarte mari. Numai că, nu, noi probabil vom. Îl da, că îl am înțeles că stau la coadă olandezi. Așa cum știi tu că este, hai să zicem, construit Rusul modern. Crezi că Rusia, progresismul ăsta care vine mm. la nivel mondial, va penetra mai devreme sau mai târziu și Rusia aia, cum zicem, mai conservatoare mm. în următorii 50 ani? Acum este un proces ca în toată spațiul în lumea globală, este un reveriment al zonei conservatoare. E că adică aveți Pussy Riot la Moscova. Păi nu da, nu mai este. Azi? Acum nu mai e la mod de Pussy de mult. Ah, ce bine. a depășit. anii 90 2000, mai a fost perioada bunăstării după 2000-2010, în care a explodat bunăstarea. N-a mai trăit și niciodată așa de bine de când sunt ei. Asta e un fapt uh -huh. istoric, ai ce face cu problemele și așa mai departe. Țara s-a stabilizat după anii 90, dezastru 90. Putin cumva a echilibrat această situație, în primul rând stabilitatea, siguranța vieții de zi cu zi, ceea ce contează foarte mult pentru cetățean să iasă să se poată plimba fără să fie împușcat întâmplător de niște gangsteri ca în anii 90 sau să-i se ia portofelul. Acum așa ceva nu se mai poate întâmpla, e o siguranță ca în orice țară occidentală. Pe urmă i-a pus la punct pe oligarhi, are împărțit averile, tărăra, oamenii au început de, de rând a început să trăiască ceva mai bine. Mă rog, cu probleme multe, evident, dar ceva mai bine. Brusca a apărut orașele mari, a apărut o nouă clasă creativă, o numesc ei. ei nu, nu, la progresiști, așa le zic ei, care e un tineri, mulți tineri urbani, hipsterial și așa mai departe, foarte pro-occidental, foarte liberal și așa mai departe, sau afirmat și au devenit foarte uh, vocali. Și trendy, bănesc. Și trendy și mai departe. Copiii foarte bine crescuți, uh, condiția condiții așa, totul vor ca afară, să fie tot ca afară, ca afară. După o perioadă destul de vocală, încă vocală, în orașele mari mai ales, a venit trendul antiliberal și conservator. Adică există o pătură socială foarte puternică, foarte vocală, care uh, se configurează într-o formulă destul de conservatoare, adică trebuie să păstrăm ce al nostru, ea mai stop cu modelele de export și așa mai departe, un soi de autohtonism din asta al valorilor proprii și mai departe, care apar tot soi de mutații, iarăși văd punker pravoslavnici, <laughs> deci cântă cu vorte sau tehnonaționalist, știți, ce seama, e un amestec din asta de tehnologie și modernism și mai departe, cu castil, cu niște conținuturi complicate, cu valorile, cu biserica și așa mai departe, care na, trebuie să Trebuie să încerci să înțelegi că, mi se pare că și în România acum este un reveriment de, acest, de astfel de factură și în toată Europa există aceasta. Adică, cumva, oamenii au... n-au fost echilibrate multe lucruri. Adică, mi se pare că orice exces ca un bumerang, știi? Când sunt un exces în direct, atunci peste o generație se începe un contra contramișcare și mai departe. Când dacă vor fi conservatorii prea mulți la putere, buc, apar și mișcările progresiste. Eu eram curios cum au penetrat Rusia, că nu eu știu mult mai conservator. În, conservat în, orașe, în orașele mari ele au aceste mișcări. Putin nu prea e iubit la Moscova. El și cu băieții lui sunt din San Petersburg. Da, dar și San Petersburg San... este destul de pro progresist. Așa, Moscova, și Moscova, e foarte hip. Da, dar uh, el e hip, el e foarte, are, are, o... Pentru că are o populație aproape de 18 milioane, îți dai seama cu ce uh. acolo. Evident că există o populație tânără care e foarte. Și, în general, orașele, cum e Moscova sau Petersburg, sunt orașe care au fost foarte pro... destul de occidentale. Și ca și construcție, ca și o formă de. Culmea că orașele rusești sunt ceva mai occidentale decât orașele noastre chiar. Asta e un fenomen foarte interesant, care tot le-am mai povestit și am încercat să explic de ce și cum. Pentru că ei au fost cuplați la Europa înainte, încă de pe vremea lui Petru. Și atunci modelele au pătruns foarte puternic mm -hmm. și urbanizarea a fost mult mai puternică decât la noi. Adică la noi ruralul ne-a ținut cumva, pentru că am avut tot timpul elementul rural ultra puternic până recent, până sub comunism. Comunismul a schimbat datele Aha, probleme 90. prin modernizarea puternică, prin industrializare și mai departe. Și atunci pe noi la noi se simte că în orașele noastre elementul urba, rural. Adică încă se simte că suntem copii de țărani. Nu spun în termenii ei, da, da, sau... adică asta spui. este o realitate mm -hmm. istorică. Adică suntem abia la a doua generație de urban, mă rog, chiar dacă mai avem în, mai ales în Transilvania, unde e jale, pentru că acolo venirea românilor la oraș e mult mai târzie din cauze istorice. București că... are un trafic da. de 2 milioane pe zi. Da. Și atunci Evident că acolo există o pătră de, mai ales ăștia tineri, foarte progresistă, urbană, pro-occidentală. În același timp ai și o, niște pături și niște destul de conservatoare cu e valorile contrabalanță. contrabalanță în care ele nu sunt atât de vocale pentru că nu sunt nu au această... Dar cred că în următoarea perioadă o să le auzim vocea tot mai puternic. Nici nu știu dacă e bine sau e rău, Cred că totul trebuie să fie echilibrat. Chiar. Întrebarea este: ce va fi după Putin? Ei, de asta nici nici Dumnezeu încă nu a stabilește. Nu înțelegem astea progresiste care. Nici nu știm ce va fi, pentru că mie mi se pare că acum Putin nu e o problemă în sine, ci sistemul în sine. Adică Putin nu este o persoană, ci un sistem. Este un, un sistem social-politic care s-a creat în Rusia, în care el funcționează de la sine. Putin doare cumva holograma sistemului. Uh, parentală. Da, asta nu înseamnă că el nu are responsabilități pentru ceea ce spune că cumva mașinăria asta funcționează de la sine. Cât va dura, cât va dura pentru că s-a stratificat, lucrurile s-au aranjat așa, păturile sociale, felul în care e organizată Rusia. Este destul de, există un soi de Rusie putinistă, care e puțin diferită, destul de diferită de cea sovietică. Și diferită de cea țaristă, care s-a configurat în ultimii 20 de ani cu relații de putere, cu guvernatori, cu oligarhi, cu distribuția capitalului și mai departe, e construită în așa fel încât e foarte greu de schimbat anumite că lucruri. merge bine. Nu aș Probabil. zice, adică unele lucruri merge bine, alte mai puțin bine, dar uh, uh, lumea în acest moment are un anumit tip de echilibru. Și uh, lumea se, se teme foarte mult acum, cel mai mult uh, acolo se teme de apariția unor dezechilibre. Adică ei. Să nu mai retrăiască anii 90. Oh, nu. Deci uh -huh. ei pot merge la orice, numai să nu mai vadă anii 90. De asta, și cumva uh, popularitatea lui Navalny e foarte mică din punct de vedere al susținerii. Chiar dacă vedem o, o prezență mediatică foarte puternică, asta din cauza unor grupuri foarte vizibile. Dar, în realitate, dacă îl pui la vot, uh, are un procent foarte mic. De susținere generală. Pentru da, că în lumea că e o foarte mișcare mult. în spate care vrea să scoată martiri. Navăl, Acolo casar. lucrurile sunt atât de complicate că nici nu sunt atâtea scenarii, că nici nu mai știi ce să crezi. Cert este că în acest moment omul e arestat evident că... Am a mâncat azi, am mâncat bătaie. Am da, a mâncat, Am mâncat, n-am văzut, azi nu am mai urmărit știrile. Nu, nu astăzi, era o glumă. A venit Putin și a zis că este ok, Am mâncat astăzi, a ieșit din uh. greva foame, am mâncat bătaie. Aha, uh, uh, ok. Uh, na, cert este că Rusia e o țară care lucrează puțin mai direct, mai brut, ea are o tra alt tip de tradiție. nu? nu, nu mai spune. dispar jurnaliști, asta nu mi se pare uh, ok. Absolut că nu se... Uh, Doctorii care s-au sinucis de, de la SR și până este au violen... la pământ, au făcut COVID. Formele astea de violență sunt uh, inacceptabile, adică ele trebuie damnate, indiferent cine o face, cum o face. Adică uh, lucrurile astea nu trebuie să se întâmple, indiferent ce tip de, mă, de opinie are celălalt. Adică violența este mai ales violența directă asupra vieții unui om, mi se pare inacceptabilă în ziua de astăzi. Adică trebuie să se găsească formule și trebuie de găsit cât mai multe forme de respectare legală a lucrurilor. Pentru că dacă ieșim din legalitate, atunci ai nasol. Adică, când omul iese din legalitate, se transformă animal. Animalele trăiesc fără legi. Noi of. trăim cu reguli. Uh -huh. Și atunci, dacă trebuie să, să, să trăim, în, să, să construim societate care să respectăm cât de cât niște mecanisme a unor legislații și a unor instituții, că altfel începem să ne dăm cap cu băta în cap. Uh, în Moldova, ce mai e? Uh, Moldova, iarăși vine salvarea. Acum avem alegere și moldovenii de fiecare dată când vin alegere discută ca și cum e pentru ultima oară pentru prima și ultima oară. Pasional. E pasional. Indiferent de câte ori s au ars, iarăși cred că acum vine salvarea. E, lasă că asta s-a întâmplat și aici. Absolut. Suntem frați de la aceeași da, mamă. Un tip de memorie foarte scurtă care pe mine mă surprinde maxim, știți? Da, și eu spun, măi, adică eu spun, ok, susțineți un candidat. Foarte bine, știți, susțineți, dar nu mai veniți cu asta că dacă nu o votăm acum, moare lumea, știți? zic că am mai pățit, deja sunt eu numai, eu vreo 5, vreo 6 ori am trăit această salvare și de fiecare dată m-am fript. Și acum sunt ceva mai reținut, spun oamenilor, băi, votați, alegeți, vă gândiți care sunt interesele voastre, cu nu știu ce, faceți, sus, susțineți pe cine doriți, dar nu puneți în termeni mai ales nu, adică iar ajungem la situația că ne rupem prietenii familiei numai pentru că unul votează cu X și altul cu Y, zicem, iar nu mai trebuie să trăim prin chestiile astea, știi? Adică trebuie să privi, tot să fim mai maturi politic, știi? Pentru că politica e o chestiune care nu se reduce la un om de fiecare dată. Eu cred, pot să fiu puțin paranoic și schizoid, că unii care chiar se ocupă cu anumite tipuri de manipulare a maselor, reușesc cu grație să bage nevroză și emoție. În, în populație și atunci populația devine foarte ușor manipulabilă. Absolut. Adică acum sunt tehnologii pe, pe acest uh, sistem. Băsesc, -o, mergea pe, cum e zice, da. glonțul de aur sau de argint. Da. Da, acum trebuie să-l întreb pe Joana unde sunt, uh, cum zice, uh, în ce sector e turnul măgurelui. Da. Ce asta? Uh, da, uh, acum și tehnologia și... Uh, tehnologia cu care lucrăm și tehnopolitica care se face, adică sunt experți în comunicare și așa mai departe, care îți pot face orice, din orice rahat tot de isterii din astea mediatice. Ele sunt construite, ele sunt făcute, populația e nervoasă, e nemulțumită și așa mai departe și atunci foarte ușor se întâmplă dezechilibre din astea și oamenii încep iarăși să se isterizeze Lucrul care pe mine personal m a obosit de asta îmi spun când vin de alegeri. Cât, cât la sută din populație iese la vot? Aici e și 30%. Tot, Practic, cam așa, tot parlamentul este votat că... de doar 30% din populație. Tot cam așa și în Moldova. Adică lumea a devenit... Există o populație foarte activă, dar e mică. Și există o mare populație care deja a abandonat lupta în sensul că ea a înțeles că politica nu, statul nu mai face nimic pentru ea, ea trebuie să-și vadă fiecare de, de treabă, să-și caute de lucru afară sau să-și prindă un job, să-și vadă de, de, treabă. E un soi de populație abandonată. A, e mai multă la oraș sau la sat? La noi este bun. Numeric ne arată că ruralul e puțin peste 50, adică un 48-52, dar mm. ținând cont că din rural este mai multă plecat afară atunci în real ai mai puțină populație, dar pentru că ai, Moldova are un număr imens raportat la numărul total al populației de oameni plecați de migranți economici, plecați fie spre Europa, fie spre Rusia, la munci. Europa mai mult, în Rusia mai puțin, dar un numeric, num, un numeric sunt mulți, sunt plecați și atunci ei contează foarte mult. Ei contează atât la alegeri, când sunt destul de uh, organizați și când se începe isteria pe <gântu'> diasporă, se începe nebunia, care cu cine votează. Și pe urmă este elementul, este elementul banilor care vin, care sunt sume foarte importante, pentru că sunt mulți, în jur de milion, care nu-ți trimit permanent bani. Uh, practic, banii aia contribuie Serios la da, da, da. la uh -huh. viața oamenilor, mai ales cei care au rămas, sunt bătrâni, păi, sunt familii. Cred sunt... că și România a ieșit așa din criză până în 2008, da, da, da. cel puțin. Da, Acum cred că mai puțin diaspora. contează în România, dar acolo încă contează foarte mult acești bani care circulă, care vin de acolo și susțin multe familii din Moldova. Eu sunt destul de pesimistă în privința asta. Eu un stat capturat, e un stat eșuat din punctul meu de vedere. Eșuat? Asta e cuvânt greu. Da, e greu. Nu cred că în acest moment eu, eu sunt pesimist în sensul că eu cred că fiecare stat, fiecare zonă, fiecare națiune are resurse pe care, de pe care noi nu putem să le estimăm. Adică cred că pot apărea schimbări și dincolo de estimările noastre raționale. Am mai sunt atâtea cazuri din istorie când credeai că gata s-a terminat, în acest moment însă toate datele ne arată că populația rămasă, cei plecați, natalitate, instituții și mai departe, sunt ne arată că nu prea mai ai mai masă critică care să produce o schimbare reală. Și atunci sunt mici găști care controlează și care se schimbă dintre ei cu mandatele și e foarte greu de prevăzut o schimbare. Habar n-am uh, care Uite, ar fi soluția. După soluție. ce nu o să mai fie Putin să vedem vreo altă Uf, așa da? da, Putin uh, cred că nu am problema în mare. Uh, mai am o întrebare ai văzut Grădina Sovietică, documentarul? Da, cum să nu, am fost în juriu când am, uh, uh, fac parte din proiect Moldox, uh, de film documentar din Republica Moldova, sunt în uh, bordul echipei și când a venit cu programul proiectul înainte de să-l propunem pentru finanțare și pentru dezvoltare, l-am susținut de la început. Mi-a plăcut uh, proiectul băiatului. Hai să, să explic eu foarte pe scurt. Este Hello. vorba despre Republica Moldova, care în momentul în care era Republica Sovietică, a folosit ca teren agricol de experimente cu semințe care au fost radiate pentru a da mai multă producție. Și concluzia era că aceste semințe radiate care dădeau fructele și legumele au dus la cancere și așa mai departe din zilele noastre. Crezi că e reală povestea, pare reală. Bun. Teza mea în felul următor. Povestea în sine e foarte interesantă, experimentele în sine sunt foarte interesante. În acea perioadă se făceau la nivel global. Pentru că acolo, de exemplu, în film, vezi cum vine delegația din Japonia, că ei aveau experiențe și mai complexe. Pe sistemul și ăsta. motivul era ca să ne dăm noi mai șmecher peste americani e, o producție. Existau, da, oricum, exista un, oricum, noi, mă rog, exista rău, un mare interes zis. pentru cum începem să producem alimentație într-o formulă mai avansată, mai accelerată, pentru o populație cât mai mare, pentru e vorba de mâncare. Și atunci s au încercat aceste formule prin intervenție cu pe sistem de atom, un proiect destul de interesant. Acolo lucrurile sunt mai complicate pentru că, dacă privești dinspre ziua de astăzi, dacă, aia apare un joc de copii pe lângă ce se face astăzi în industria alimentară, care a explodat total și a luat o raznă total. Știu Asta spune. nu înseamnă că era bine că se făcea acolo. Eu nu sunt specialist în această domnă. Ceea ce e foarte interesant acolo este că, în acea perioadă, se investea imens în acest cercetare, chiar și în Republica Moldova. Uh, acel experiment a fost un experiment destul de restrâns. Adică e vorba de un parametru. Era amuzant că și azi mai era un centru da, da, da. cu doi cu doi, Da. O, o, o să uit de cosmonauți care au plecat da, și da, i-au -au uitat uh, uh, în cosmos. Uh, au fost uitați da, la acel centru. Bănuiesc că erau și pe niște ștate de plată. Păi Bănuiesc, au... undeva încă mai rămas niște bani atomici. Uh, ca proiect a fost destul de interesant, pe mine mă interesează mai degrabă elementul ăsta de infrastructură științifică, care s-a fost foarte dezvoltat. Eu nu cred că ea a avut impact de masă în sensul că s-a dovedit foarte repede că nu produce efectele necesare dezvoltării și știința a mers pe urmă, pe alt domenii de dezvoltare în materia Știi că, de obicei, de stă... chiar dacă nu mergea pe vremea sovieticilor, s-au întâmplat și aici, nu? Pentru că era directivă de la partidul. Da, uh, dar uh, aia era, ăla era un proiect în care încă era în formă de embrion, adică era foarte puțin, mm -hmm. pentru că, de exemplu, japonezii care erau puțin mai avansați au venit și s-au fost schimburi de. Asta, japonezii au mai continuat, ăștia au terminat foarte repede pentru că au, au apărut alte, alte proiecte care au fost mult mai uh, productive. Și atunci toată povestea asta cu atomi, care a fost destul de interesantă pentru mine, eu nu cred că a avut un efect de masă asupra, adică mă spunea bunica aia când zice, păi probabil s-a îmbolnăvit ăla și pentru că le-am spus să nu fure pop, că okay? ca moldoveanu era pus paznic la, da, 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 știu, la știu, știu, știu. și s-a dus și au și că acolo creșteau mari că ai văzut, și erau pe formă de radiație, că 1, 2, 3, 4 și normal că Moldovanul lua pe 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 cel mai mare, care era probabil cel mai radiat, sau mă rog, nu știu ce măsură de formă de radiație avea și câțiva au murit. Au murit când din cancer și nu se știe cauzele și mai departe. Povestea în sine însă e foarte fascinantă pentru că vezi cum știința intervine în viața de zi cu zi, ne schimbă viețile, despre aia știm, dar de exemplu despre industria alimentară de astăzi care e colosală ce mâncăm noi cred că ne sperie astăzi ce mutații și ce bătălii genetice sunt în și... momentul de față poți să faci în laborator carne și să nu dovedești procesul irreversibil da și atunci e clar că industria alimentară ca și industria farma a intrat în niște zone de dezvoltare fără precedent. Noi încă nu știm ce efecte vor avea asupra sănătății, pentru că vom vedea și noi peste vreo 20 de ani ce mutații, dacă o să ne apară două capete sau o să vin cu șase degete pentru tastatură. Habar n-am, nu, nu mă pricep, tot ce ci mai citesc dezbaterele astea la nivel global cu ce tip, că nu trebuie să acceptăm anumite tip de grână, gr grâu, anumit tip de mâncare, anumite de, 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 intervenții genetice, mai ales la animale e o întreagă problemă da, și mai departe. Secta vegetariană. Așa vom vedea, dar cert este că asta e un proiect global, adică toate puterile s-au bătut cap, cap, la cap să producă cât mai mult, pentru că cine controlează mâncarea e foarte importantă, știi? Eu sperăm să revenim la o consumare, consum mai, mai natural, ce -o mai fi însemnând natural în ziua de Astăzi, pentru că e clar că nu mai avem natură în sensul clasic. Un coleg îmi spunea, cât a stat acum pandemie, zice, băi, eu când eram copil și stăteam la bunici, tot ce era în curtea bunicilor ne asigura hrana pentru 2 da. ani cel puțin. Acum nu mai e așa. Nu, pentru că și-a schimbat sistemul. De în momentul în care pâinea îți vine la magazin în colțul străzii, nu mai faci pâine acasă. Când în momentul în care salamul paizer. Și ce mai e pe acolo este... Și oamenii devin mai comozi. Adică nu e atât de simplu să crește animale. Comoditatea ne omoară. Ți-aduce da. aminte și cu asta vreau să închii. Uh, Sodoma și Gomora erau descrise în Biblie ca două orașe care se administrau atât de bine încât oamenii aveau foarte mult timp liber la dispoziție. Uite, nu mai aduc aminte cu... Știu, dar nu mai țin minte povestea și cu ca timpul ăsta mult la dispoziție era unul din motivele pentru care au dus la toate... Ei, noi de acum nu avem așa de mult timp. Vreau să vedem când, dacă vin roboții uh, și vine ail masc, ne mai face niște roboți să facă în locul nostru muncile, probabil facem și noi să Sodoma și Gomora. Bă, nu mor nu când vorbișoni. Așa -i, așa -i. Foarte mulțumesc, Vasile nu că Mersi venit. și eu pentru invitație. Pa, pa. Pa.